Până finalizează curicul, se la documentele care mai sunt de predat domnului secretar. Vreau să vă spun bună ziua, să vă mulțumesc că ați dat curs convocatorul și invitații de a participa astăzi la ședința ordinară pentru 9 februarie 2020. Este, în opinia mea, una din cele mai importante ședințe pe care le avem ca și consiliul local în decursul unui an, adică stabilirea bugetului pentru anul curs, bugetul pe care comuna își va desfășura activitatea și bugetul pe care vom încerca să modernizăm sau să punem în practică proiecte de dezvoltare, proiecte care privesc bunăstarea cetățenilor, atât cât putem noi la nivelul local. Avem o ședință cu 12 puncte pe ordinea de zi, plus rubrica diverse, la care doresc vor fi intervenții, cu intervenții voi avea și eu la final. Rugămintea mea să judecați și să luați decizii nu prin prisma partidului pe care îl reprezentați, ci prin prisma unui bun cetățean al comunei, tot ceea ce discutăm privesc problemele comunei, toate proiectele care sunt puse în dezbatere privesc bunăstarea noastră și a comunei, în special a comunei, și prin urmare revin cu rugămintea de a trata toate subiectele puse în discuție din prisma bunului cetățean, bunului samaritan. Și nu prin prisma, știu eu, culorii politice pe care reprezintă unul sau celălalt. Suntem în anul 2020, este un an electoral și cu siguranță și canalele astea politice au început. Domnul președinte, dacă doresc, puteți să dați. Da, am lângă mine pe reprezentantul trustului de presă care exclusiv TV, care de câteva ședințe filmează și transmite tot ceea ce se discută în cadrul ședințelor locale, este autorizat, acreditat să poată filma ședințele Consiliului Local, care sunt publice. Și pentru că la o ședință anterioară am avut în discuție devizul general la lucrarea școala generală, modernizarea școala generală din Comuna Prăjești, am invitat să ne explice în detaliu devizul general al acestei lucrări domnul consultant Costache Mirel. Este cel care s-a ocupat la o altă ședință fix pe o tematică. Este cel care se ocupă de consultanță și de tot ceea ce problemele la care nu ne pricepe, ca să spun așa, în cadrul proiectului pe PNDR, a fost consultat și la proiectul de extindere de înființare rețea de canalizare, un proiect finanțat prin fondul de mediu. Din urmă, Costache Mirel, în stânga mea. Da. Declarările de s-a deschis. Și părintele Paru Ștefan. Declarările s-a deschis. Ce este de pentru? Ce este de acord? 10. Avem o suplimentare a unei zi cu dezvoltarea navetei la cadrul de azi comunal. Da, eu mă știu, vă rog, vă să la unul știu. Da, vă rog, aprobați să trebuie să vă rog. Suplimentare. De ordine, zic. Da, da, și o să vă rog, domnule președinte, până de servis materiale, ca să nu, dacă domnul consilier de Costache Mirel dorește să participe la președința, nu am nimic împotrivă, dar dacă doriți, punem în discuție devizul general de la reabilitarea școlii, adică proiectul cu numărul 9, după care dumneavoastră părăsește sala și rămânem noi în discuții pe ceva de teme. Dacă sunteți de acord, e ca o propunere. Okay.
Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Nu, începem cu procesul de dezbatere, după ce începem proiectul numărul 2. Dacă se gândiți, înainte începem cu procesul de dezbatere, nu spre aprobare, schimbarea ordinii din sensul că se va lua proiectul de dezbatere. Dar nu e, nu a dat un proiect. Adică a fost. Supunem la vot modificarea ordinii de dezbatere. Exact, în sensul că se va lua prioritatea. Cine este pentru? Procesul din 2 ianuarie 2020. Dacă are cineva un proces, dacă nu, supune la vot. Eu am un proces. Dar să ce scrie la Eu am secretar, la pagina 4. Aveți la proiectul, adică chiar în partea de sus, la un moment dat sunt 5 voturi pentru și 5 abțineri și la consilier ați consemnat 6 la abținere. Adică aveți 6 nume și doar 5 voturi. Și acum trebuie să verificați, să revedeți, nu știu, ori nu vreau mai puține abțineri, ori... Adică trebuie văzut dacă au fost 5 abțineri și 5 pe voturi pentru, nu a trecut proiectul, dar cumva au fost 6 și 5 sau 6 și 4, să vedeți cum da, și eventual vreau să... Mă vedeți că nu am fi galinete, că nu sunt întâmplă la consiliere care au fost. Da, da. E pe adă din măscat, să trebuie. Da. 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 Mulțumesc la să fie da. Cealaltă tabără. Da, aici nu sunt, dar știți. Da. Primul la vot proces verbal. Cu modificările aduse de... Vreau să mi-am dat procesul verbal cu secretar? Cine este de acord cu modificările aduse? Cu procesul de procesul tot. Tot. Nu cu modificările aduse. Ok. Bună venită, domnule. Da? Nu. Da. Proiectul numărul 9 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după licitație pentru obiectivul de investiție, reabilitare termică a școlii Gheorghe Antonescu din Brăjești. Să-i explic și domnule, dacă vreau la explicație. Stimați consilier, deci am mai participat alături de noastră la o ședință tot pe o problemă de actualizare a unui deviz general de la canalizare. Acum s-a finalizat procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor la școala generală, reabilitare și modernizare. S-au avansat lucrările și pe parcursul execuției constructorul a constatat câteva elemente care ies din oferta financiară pe care a făcut-o inițial. Și avem câteva elemente, el prevăzuse în proiectul anterior. Proiectantul prevăzuse în proiectul anterior ca internetul să fie asigurat în sălile de clasă pe o rețea wireless. Și fiind o instituție publică, am zis că este mai bine să fie tras prin cablu în fiecare clasă, nu prezintă interferențe și alte misiuni în general. În momentul în care s-au făcut reabilitările la baie pentru înlocuirea corpurilor de încălzire,
a apărut necesitatea ca să înlocuim pardoseala de gresie din grupurile sanitare. Da. Teoretic nu știți voi când schimbați. Nu, că asta vă spun. Deci când a făcut proiectantul, inițial când s-a făcut în proiectul tehnic, el a prevăzut o serie de lucrări. Nu prevezi ce se poate deteriora pe parcursul execuției, nu ai cum. Deci el e proiectant, el desenează și spune, vreau să înlocuim și acolo, modificăm și așa. Dar ce s-a deteriorat? S-a deteriorat când a schimbat inclusiv tuburile. Da, absolut. S-a schimbat. Dar a venit exterior, da. A venit pe exterior. Nu are treabă. Tuburile cu gresie. Și atunci, de ce schimbat? Bun, am găsit VCS part. Spre exemplu. Se poate spune. Asta nu e pe ce. Gresia zgâriată. Intervine, dar... Sunt câteva colțuri în care au constatat în execuție că erau sărite. Vă dați seama, din exploatare, că totuși funcționează de ceva timp. Și am zis, dacă tot o reabilităm universal și arată bine, în contextul în care, acum ăsta este elementul cheie, practic, în contextul în care nu se modifică cu absolut nimic contribuția bugetului local la acest proiect, deci, prin procedura de achiziție s-a făcut o economie vis-a-vis de contractul de finanțare și toate aceste lucrări pe care vi le evidențiez se încadrează în acea diferență de la contractul de finanțare. Practic, nu se modifică cu nimic cofinanțarea bugetului local al Comunei Brăjești la acest proiect. Deci, noi am vrut să folosim cumva, într-un scop util, economia care s-a făcut pe parcursul procedurii. Și garanțele unui puteți da un proces de v-ați scris că nu va suplimenta niciun cost. Păi nu, avem devizul general final. Absolut. Da. Deci dumneavoastră aveți devizul general din 17 ani, întâia este, cred că pus la mapă, știu că l-am înaintat ca și copie. Și eu am cu mine devizul general anterior, în care diferența deci, la bugetul local pe devizul vechi a fost 119.062 de lei, 97 de lei și pe devizul actualizat acum este 119.000 de lei, 445 de lei. Deci a crescut cu 300 de lei. Cofinanțarea care vine din procentele de cote ISC și așa mai departe. Deci cu 300 de lei s-a modificat valoarea. În schimb am recuperat noi și am luat de la finanțator de la PNRL o sumă de 40 și ceva de mii de lei. Deci prin lucrările care le executăm suplimentar. O întrebare. Ce valoare s-a semnat contractul cu PNRL-ul? Nu l-am în copie la mine acum, dar dacă e... Pentru că a zis că s-a făcut o economie... Da, în cadrul procedurii de achiziție s-a făcut o economie vis-a-vis de contractul de finanțare semnat cu PNRL-ul. Care deci contractul a fost mai mare. Și valoarea devizului mai mică. Și după, da, absolut. Deci după procedura de achiziție, constructorul a ofertat o sumă mai mică decât a fost contractul de finanțare. Scos la licitație. După procedura de licitație. Să vă mai găsesc și o întrebare. Teoretic nu ar fi fost logic și normal ca și Consiliul Local să aprobe întâi lucrările și abia după că ele se execute? Da, noi suntem la nivelul acesta de deviz general estimativ. S-a făcut o dispoziție, deci din punct de vedere tehnic, este o dispoziție de șantier. Tocmai de-aia am venit către dumneavoastră să vă explic în totalitate. Păi da, dar noi știm că lucrările acolo la școală, mai ales pe partea de parter, au fost executate încă din luna 11. Da, s-a executat. Ok. Lucrările la sală de curs. Și în sălile de curs, și în toalete, și în respectiv, și în toalete. Și prizele de internet au fost deja montate. Da, absolut, absolut. Adică aici dumneavoastră vă referiți la genul că se vor monta, se va schimba și toate astea, dar nu, ele sunt deja făcute. Noi venim și povestim acum, fiindcă dispoziția de șantier a fost anterior făcută. Fost anterior ședinței noastre din Consiliu, dar au fost oricum după ce au fost executate lucrările. Doamne, dispoziția de șantier, dacă îmi permite, domnul inginer, o face proiectantul, asistată de dirigente de șantier, constructor și beneficiar. Adică noi. N-are nicio treabă cu Consiliul Local. Ei constată, proiectantul are drept de veto, orice schimbare și o asumă. Este dreptul dumnealui. Dacă dumneavoastră aveți neclarități sau vi se pare că e o chestiune de fraudă, puteți să cereți în instanță o contraexpertiză, să demonstrați. Dar nu, dar nu, nu, dar nu,
dacă dumneavoastră doreați să ajungem la punctul să vă întreb dacă pot să schimb o priză, după care să dumneavoastră să mă întindeți 7-8 săptămâni sau ședințele Consiliului Local și eu să stau cu lucrările sus pe ceva. Vă mai fac o întrebare. Eu nu vă aduc la decontat. Nu am votat, am văzut, nu vorbit de decontat. Ce încerc să o votăm dacă dumneavoastră s-a făcut o fără știrea asta după ce ați terminat? Tehnic, ea se constată și împreună cu dirigintele de șantier, care este, cum să spune, reprezentantul beneficiarului în șantier, se identifică oportunitatea și necesitatea executării din punct de vedere tehnic la aceste lucrări. Problema, acum, știți și cum se derulează programul de finanțare și cerere de tragere. Deci, problema este că dacă nu s-ar merge într-un ritm în care să executăm lucrările, de exemplu, să-ți rămână un fir pe, să zicem, prin pardoseală, clar, nu poți să vii să pui toate straturile până deasupra, până când nu ai executat și acel fir. Deci, el ca și cronologie, în contextul în care noi aveam o vizită în teren stabilită deja în ianuarie, nu? Parcă în ianuarie s-a făcut vizita de la ISFC și așa mai departe, trebuia închisă lucrarea respectivă. A fost corpul de control al ministrului. Deci s-a executat tot ce s-a executat. Deci, contextul era altul. Lucrările au început de 3 luni și ceva, 4 luni. După ce s-a început lucrarea și s-au văzut cum arăta agresia și s-au văzut celelalte probleme, se putea da o dispoziție de șantier într-un timp rezonabil înainte de a să facem lucrările. Asta era ideea. Adică asta s-a văzut, nu trebuia să așteptăm între 3 luni de zile ca să vedem la plastere. În execuție, știți ce vreau să vă explic? În execuție, practic, vă dați seama că nu am început cu toaletele. Știți, ca și cronologie, fiindcă ați avut alegerile și ați intrat în sala aceea de spărt, s-au început lucrările de la parte, dinspre stradă, să zicem, de la sala de spărt. Și, practic, au venit până la noi care toaletele au fost în ultima etapă. Când s-a ajuns la toalete și s-a constatat acest aspect, s-a inițiat și dispoziția de șantier. Vă spun, nu se realizează într-o secundă. Vă spun, dispoziția asta de care vorbim, cred că a durat aproape 3 săptămâni de zile, fiindcă se face o notă de constatare, se face o evaluare de către proiectant, se face o estimare a costurilor. Ca și procedură, durează foarte mult ca și comunicare între părțile implicate în proiect. Și abia după ce se închide cu totul, a rezultat devizul general pe care noi l-am înaintat anterior, cred că dumneavoastră. Și ca să vină în completare, o să venim cu a doua dispoziție de șantier, pentru că pe parcursul decopertării podului s-au constatat multe alte chestiuni care nu au fost prevăzute și nu puteau fi estimate de către proiectant, decât în urma demolării. Și ca să vedeți sau să înțelegeți curiozitatea sau ce s-a întâmplat acolo, vă invit să dați o fugă până la școală să vedeți câte tone sau ce cantitate mare de lut, baie, s-a găsit în pod, lucru care nu putea fi estimat sau cuantificat de către proiectant. Acum, scoțându-l de acolo, dându-l jos, automat a presupus o muncă în plus, materiale în plus și așa mai departe, și se va face o nouă dispoziție de șantier, o nouă constatare. S-a urcat, ascultați-mă, s-au făcut și niște fotografii. Nu știu dacă s-a urcat, și era greu să măsoare moluzul câte la suprafața, câte ori 2 cm, sunt 20 metri cubi de moluz. Cum le prevezi după ce încep să dărâm? Miserii, niciunul, iară. Dar nu se poate gluma asta. Dacă ați urcat... Dar dacă a zis că ați avut comisii, la care comisii? Un control, au văzut că înainte a face proiectul. O secundă. Păi, dacă ați urcat sus, să suprafața aia din moluz, care spuneți dumneavoastră, era o suprafață foarte mare, puteam să o măsori un... Nu o cuantifici. La nivelul expertizei, deci acum cronologic ne ducem puțin când s-a făcut studiul de fezabilitate și înaintea finanțării, ca să spunem așa, atunci s-a făcut și expertiză. Practic, expertiza este biblia în jurul căreia se învârte proiectantul și el respectă tot. Când s-a făcut atunci expertiza, s-a urcat în pod, a văzut că e lemn, s-a uitat că e un loc liber pe acolo, a văzut că e pământ, acum nu știu, podul ăla, vă spun eu, era plin cu scaune, cu multe altele. Deci, da, erau tot felul de lucruri acolo. Ok. El s-a uitat, a văzut, a identificat, e o suprafață de pământ. Nu a realizat în totalitate că pe la mijloc, deci stratul a ajuns undeva, are aproape 20 de centimetri de pământ. E o chestie necuantică. Mai sunt și bucăți de cărămidă. Deci, probabil, și vă spun de ce, când s-a executat,
reabilitarea anterioară s-a făcut așa cum s-a făcut. Tot ce s-a demolat atunci e o chestie de ușurință. Deci acum dacă vă duceți acolo, se vede, arată ca un șantier și funcționează ca un șantier. Deci se evacuează totul pe topogane, se scoate. Data trecută s-a pus, fiindcă era lemn, s-a așezat tot ce s-a demolat din centura școlii, s-a pus în nou un pod. Ceea ce lasă că, știți cum erau casele bunicilor noștri, cu pământ făcea izolație termică și cam așa au zis. Lasă o punem aici, după aia s-a tras niște... E o cantitate foarte mare, de s-a cuantificat. O să venim cu... Normal nu este executată, deci tot la momentul acesta lucrăm la documentație să venim către dumneavoastră, deci chiar nu este executată. Cum e da. Acesta de pod, nu. Domnul primar a făcut la dispoziție de șantier și la modificat. Că urmează o dispoziție de șantier pentru această situație. Noi lucrăm la ea de aia. Și domnul primar a spus că o să fie o dispoziție ulterioară în care chiar o să venim în... Ședința trecută, când noi am avut din nou pe ordinea de zi, domnul consilier Comorașul a întrebat pe domnul primar dacă se modifică valoarea totală a devizului. Și atunci domnul primar a zis că nu se modifică. Deși valoarea cred că s-a referit la bugetul local, fiindcă domnul primar are tot timpul și știe că în raport cu dumneavoastră trebuie să nu datoreze comuna, să zicem cumva. Și a spus dacă nu se modifică, dar se referă la acest quantum al cofinanțării din bugetul local al comunei. Eu tot timpul insist să particip și nu știu dacă deranjează aspectul ăsta la ședință, să explic cât se poate. Ce vă pot asigura este că sub nicio formă nu poate să depășească valoarea inițială cu care s-a trecut la licitație. Sub nicio formă nu se poate depăși acea valoare. Din economia care s-a făcut. Care a fost valoarea? N-am trebuit să pot să rețin toate suma. Dacă vreți, aducem contact. Nu e euro, nu. E lei. 3.300. E lei. Cu TVA cu tot. Cu TVA cu tot. Dar la dumneavoastră de virtu este mult mai mic. După ce ați citit. Deci la 3.300.000, la ce scrie acolo la dumneavoastră... 3.000.000. Nu, e 8.000 cotizat și bugetul local. Deci ce spune dumneavoastră este 3.378.464.48, dacă vreau să te notați dumneavoastră. La noi, în devizii, 3.259.000. O secundă. Și devizii ne-ați pentru că vă spuneam, inițial, scuzați? 3.259.000. 3.259.000. 3.259.000. Valoare totală. De la bugetul de... A, de la bugetul de stat. Asta știți, la noi este total. Este bugetul de stat în partea de jos. Ați luat totalul general. 3.378.000. Eu am spus totalul general al lucrării. Devizului general. Deci 3.378.000 este același deviz? Este același deviz. Ce am aici în față cu dumneavoastră. Deci ăsta este. Și în partea de jos acolo este bugetul local și bugetul de stat. Practic pe... Aceștia sunt cei doi indicatori care influențează, să zicem, bugetul local, cota de cofinanțare care aveți dumneavoastră depus la proiect. Și de ce am vrut și am insistat să vin la ședință? Pentru că, în urma aprobării dumneavoastră, noi această hotărâre de Consiliul Local o raportăm la PNDL și, practic, dar noi am avut hotărâre pe proiectul ăsta și în luna 11, tot după licitație și în luna mai. Deci noi am aprobat proiectul ăsta de la școală, cred că din 7-8 ori până acum. Da, 100% și vă spun când vine următoarea dispoziție de șantier, deci ne întâlnim astăzi și uite, o facem ca o discuție, deci la următoarea dispoziție de șantier din nou o să venim în fața dumneavoastră. Este o procedură pe care PNDL-ul a stabilit-o și trebuie să participăm de fiecare dată. Adică dacă mâine se schimbă o fereastră, cumva într-o formă sau alta și se modifică devizul general, vom veni din nou către dumneavoastră. La ședința anterioară l-am sunat pe unul din diriginții de șantier pe care i-aveam la lucrări, respectiv de pe domnul inginer Ciobanu. Am pus telefonul pe speaker și v-a explicat unui inginer care este diriginte de șantier, este inginer constructor, că devizul general se poate modifica de foarte multe ori pe parcursul desfășurării unei lucrări. Așa s-a întâmplat și la lucrarea de canalizare, așa s-a întâmplat și la lucrarea cu sala de festivități, așa se va întâmpla la fiecare lucrare în parte. În funcție de ce apar ca noutăți pe parcursul desfășurării lucrărilor în proiect sau în desfășurarea lucrărilor,
vor apărea modificări. Pot să crească sau pot să scadă. Și dacă vă amintiți, am modificat devizul general și când a apărut ordonanța de guvernul 114, când prețul pe ora de funcționare ca manoperă în sectorul construcției a crescut, obligatoriu s-a făcut 17.982, ceva de genul, așa, și a trebuit să modificăm devizul general și au crescut și cheltuielile acolo, dar acolo au crescut cheltuielile cu circa 57% la manovră. La manovră. Dacă, prin absurd, și vă rog să mă scuzați, vor apărea modificări legislative sau alte modificări de altă natură și devizul general va trebui modificat, se va modifica de fiecare dată. Nu, și ca un fapt care, de exemplu, la Canarii, conform ordonanței 114, a crescut valoarea lucrărilor în totalitate cu vreo 380 și ceva de mii de lei. În mare parte, limita de finanțare fiind din 2010, se încărca bugetul local. Iar la finalul lucrărilor, deci că s-au finalizat lucrările, s-a făcut o economie pe proiect. De fix 330 de mii de lei, ceva de genul ăsta, s-a constatat în urma executării întregilor lucrări și așa mai departe. Și practic cu cât a crescut la manopera cu ordonanța 114, într-un final s-a redus cu 330 de mii din cele între mine. Deci, canalizării? La canalizare, da, la canalizare. Dar nu l-am mai suplimentat odată? Păi nu, l-am suplimentat odată cu 380 și ceva, 86, dacă nu mă înșel. Și când s-a finalizat, s-au constatat că nu s-au decontat în totalitate. Nu știu ce ziceți, că am făcut economie, că valoarea inițială la canalizare a fost de 66.76. Eu vă spun de la primul proiect pe care l-am văzut și de suma pe care l-am văzut-o și pe la ultimul. În 2010. În 2000, nu, 2016. În 2010 s-a stabilit suma inițială a proiectului. Adică de asta vă zic că tot cresc precum cerurile. Nu, cresc raportate la cursul valutar. Atunci a fost o chestie cu indicele de inflație. Cursul valutar în 2010, când s-a făcut proiectul ăsta, era 3,4-3,5, dacă nu înșel. Vă dați seama? Da, haideți să nu le mai. Deci dacă e posibil și în sprijinul derulării proiectului, fiindcă constructorul nu își poate pune cerere de tragere ca și procedură, deoarece nu depunem acest ascele. Fiecare... Dacă tot e făcut... Domnul consultant, dar consultorul local nu e ordonatorul principal de credit, ca să vină... Dacă totul e ok la devin, tot vine să aprobe consiliul local. Dar Consiliul Local de la bancă să aprobe un devin. Actualizează nu finanțatorul. Eu asta mă refer. Consiliul Local este elementul de care exact legiferează ceea ce finanțatorul solicită. Deci finanțatorul solicită ca orice modificare care se face pe parcursul derulării proiectului să fie trecută prin Consiliul Local. Da, dar știți că a a venit și a spune că trebuie să schimbăm gresia, deoarece a devenit inestetică în raportul. Nu este inestetică, nu. Am spus. Nu. Deci vă dau proiectul dacă... Și inestetică și este și un aspect, și dar eu v-am spus, s-a deteriorat. Sunt și fotografii care demonstrează acest aspect. Gresia ce au fost pus în 2015. Tocmai asta era ideea. Corect. Suntem în 2020. După 5 ani. Da, ce vorbim? Folosită într-un spațiu public, cu trafic. Da. Știți ce ne-am mutat copiii în școală, la parter, de la începutul decembrie. Am o rugăminte, aruncați o privire, vedeți cum arată cadrul feles, vedeți cum arată anumite elemente pe lucrarea abia dată în folosit. Acolo e, aici e logic. Da, și la Grese nu e logic. Sau la robinet, sau la ce, tot, ce, tot ce e sau la pilot. Sanitarii au greseia, nu are ce căuta sanitarii cu greseia. Sanitarii corect, poate distruge. Dar nu, dar s-a înlocuit rețeaua, bă, deci rețeaua de încălzire. Da, dar la noi problema este aia. De ce vreau să vă spun noi dacă e deja pus greseia? Este procedura, este o procedură cum am venit acum, de exemplu. Asta este procedura tehnică, fiindcă din momentul, vă spun, din momentul în care este întocmită dispoziția de șantier și practic
executantul își poate executa lucrările. Noi venim din punct de vedere financiar, fiindcă finanțatorul solicită trecerea prin Consiliul Local. Păi, și cum au făcut? Așa va pierde cum au pierdut și minuți banii, că tot la fel au făcut-o. Dacă au făcut-o, să răspundă de ce au făcut-o până nu trec prin Consiliul Local. După ce au punit bine, nu au uitați în votul. Nu vă dau ce a pierdut minuți? Nu mai e minuți. La ce? Cu lucrarea. Banii care vorbea el, că nu și-au luat banii. Domnul, și-a luat banii în integralitate. Toți, până la ultimul leu. Primăria nu are nici unde. Mai fost lucrările a fostii care au luat el. Da, care nu are. Domnul, dacă nu sunt contractate, nu sunt documente, nu sunt contractate. Și dacă nu-i contract, cum poate fi, cum pot fi plătite? Lucrări. Lucrări care au fost aprobate de Consiliul Local. Dar el o să povestească lucrările ascunse care vrea banii ele. Păi da, domnule, dar trebuie eu emise documente, domnul Măgeri. Cum poți să faci plată pe ceva care nu există? Păi tocmai, de ce vreau să aprobăm ceva ce există? Că astăzi Grecia la școală există. Așa, există. La ce să mai aprobăm? Păi problema era ceva dacă nu exista. Păi dar trebuia să chemați înainte de a pune, oameni buni, noi facem, pun Grecia la școală. Sunteți de acord? Nu. După ce o părinte, domnul, după nu se poate. Domnul președinte, este un aspect tehnic, fiindcă ea se găsește acolo, în primă, clar. Deci este o lucrare executată și dumneavoastră, dacă ați efectua o lucrare... Domnul meu, poți mă întrerupi? Da. Eu vă înțeleg corect, foarte corect ce spuneți, dar cel mai corect era când ați văzut că Grecia nu este bună, mă duc către Consiliul Local. Între Consiliul Local, domnilor, sunteți de acord să suplimentăm? Nu după ce am făcut, veni și încerc. Știți ce se întâmplă? El anunță constructorul, el își anunță prima dată dirigintele din șantier, care este reprezentantul beneficiarului. Domnul primar, putea să științeze și noi că vor să schimbe ceva. Încă o dată, am spus și aspectul acela cu fereastra. Vor fi foarte multe detalii care vin și pe parte. Corect, dar ei le ar începe. Și dumneavoastră, mă vizia, de cine a făcut părinte? Asta trebuiau prinse direct odată în poliție. Dar nu, sunt exact dispoziția. Are foarte mare dreptate. Eu sunt foarte de acord cu sine. Eu sunt foarte de acord cu sine. Înainte de aceea să o fac, vin, mă prezint în fața Consiliului Local, vă explic, oameni, nu, dar nu e corect, adică a pus Grecia... Sunt lucrări neprevăzute care apar prin partea. Dar domnul meu, că nu a zis că nu, foarte corect. Legislația prevede să-l anunți pe diriginte, asta vă spun. Deci ce ți-a aprobat la diriginte, la ce vizit la noi? Dacă finanțatorul, prin lege și prin programul de derulare a PNDL-ului, în norme, el spune chestia asta, că după ce se face dispoziția de șantier, se întocmește în totalitate, încep, devizul general trebuie vine spre aprobare, după care face lucrarea, după ce are aprobarea. Exact cum spunea... Indiferent cum acuma, spune să-ți dau amendă. Așa și ei, te au făcut greșe, după aia vine hapăi și-a aprobat. Hai, domnule, hai să mă mai supunem la vot cine este de acord cu aprobarea devizului general. Aprobarea devizului general. 5. Abținere. 5. Cine se abține? Cumorafirie. Antifalina. 5. Gemina. Antifalina. Antifalina. Și cu roșu genă și adică o el? Da. Și cu eu. Vă abțineți dumneavoastră mă rog? Sigur. Ce vrea ce? Păi nu, eu nu mă abțineam, dar am motiv. Dar problem ca să nu mai vedeți cumva să trebuie. Dacă vreau să vă dea și atunci părintele interiectă. Deci, dar în acest aspect nu se face cererea de tragere de constructor, probabil o să asisteze execuția. Care vreau să vă spun. Da, stai. A doua oară nu mai ieșește. Și obicei, dacă nici poliție este clar, nu poate să așa și obicei. Să mă fie. Așa nu se fie. Nu, 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 ei n-au fost. Nu interesează. Nu poate să meargă la baie. Da, bă, lasă. Dar este făcut după aia de urmă. Are baia de urmă. Teren, diga,
cazul în față, ca să vă spui și îți spui mie care baie și poate. Arată la televizor, mai arată la televizor și voi vă cruciți și zice și voi aici nu vreți. Nu vreți să facem ceva. Asta e și politică de acum se generează, așa și trece în domnul. Proiectul numărul 1, Cărnăță. Proiect de hotărâri privind utilizarea excedentului Comunei Prejești din anii precedenți pentru anul 2020. Doamna Nearu. 24.641 de lei și 46 de bani sunt propuși pentru utilizarea investiției, reabilitare și modernizare dispensarul uman. Domnul primar, dispensarul uman era prins în contract cu 266.000 de plus minus. Vorbește de suma de lei, vorbim de lei. Nu, lei nu pot să calculez, dacă mai urmă sunt eu. Bă, da, noi avem deci, la mapă lei. Suma asta care eu am stat cu doamna Neagu, se duce tot acolo. Deci înseamnă că valoarea contractului crește. Domnul Comorașu, 263.000 de euro înseamnă 1.241.000. Cam am 260.000 de euro, de ce vorbesc eu? Ai înțeles? Da, eu de asta m-am spus la cuvânt. Așa, suma asta cu excedentul ăsta de 24.000, se duce tot la dispensare. Așa vă voi explica, doamna Nea. Deci, valoarea devizului crește. Deci până unde mai crește? Da, deci, mi-e rușine să vă întreb. Nu vreau să fiu răutăcios. Mi-e rușine să vă întreb, dar o fac totuși. Ați înțeles ce înseamnă excedent? Știți da. ce înseamnă excedent? Adică niște bani care n-au fost cheltuiți în decursul anului. Da, trecut. Care n-au fost cheltuiți, să spun. Corect. Totul la dispensare. Corect. Și îi plătim anul ăsta. Adică erau previzionați pentru anul bugetar 2019. S-a făcut cerere de tragere. La fiecare cerere de tragere, mai ales mai nou decât s-a schimbat noua guvernare, vine reprezentantul Ministerului Dezvoltării, adică finanțatorului, verifică dacă tot ceea ce s-a solicitat în cererea de tragere există în teren, sunt lucrurile executate. Și au fost. Și au fost executate, după care vine control la control, adică controlul corpului. Echipa corpului de control al Ministrului Dezvoltării și verifică pe cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții care au verificat cererea de tragere. Numai că, din momentul în care s-a făcut acea cerere de tragere și până au venit domnii de la Ministerul Dezvoltării, adică corpul de control al Ministrului, s-a trecut în anul următor. Dar nu au putut fi cheltuiți, dar erau previzionați acolo. Acum, acei bani se numesc excedent, adică am pus și luăm din anul 2019 și punem în anul 2020. Așa scrie. Deci nu se suplimentează cu nimic în plus. Doar i-am luat din anul trecut, n-au putut fi cheltuiți în anul trecut 2019 și îi vom cheltui în 2020 pentru că în cursul lunii ianuarie au venit acei domni de la minister și au verificat. Același lucru se va întâmpla marți sau miercuri, mâine, vor veni în control mai mult acum. S-a schimbat teoria. Nu mai verifică cei de la Inspectoratul de Stat în Construcție de la Bacău, aduc de la Vaslui. În prima fază ne-au anunțat Botoșan, că vin cei de acolo. Se fac controle crucișate ca nu cumva primarii PSD să facă vreo bolăneală. Ați înțeles? Și abia după se va face plan. Și din momentul solicitării de către constructor la banii și până primești banii, s-ar putea să funcționeze 2, 3, 4 luni de zile. Ei, am trecut în anul bugetat 2020, iar banii din 2019, repet, care n-au fost cheltuiți, se numesc excedent și sunt puși în plată ca noastră. Dacă am fost destul de explicit, dacă nu, pot să revin cu suplimentele, da? Doamna Contat, doresc să-mi adăugați în această ceva? Nu. Întrebare. Supărerea vă, cine este?
vă mulțumesc că seamă cum am făcut înțeles. Asta e, nu știu cum înțeles. Domnule, n-ai cum să depășești. Atât de riguroase sunt controlele de banul public și e normal să fie așa, e bine să fie. Eu știu. Cine greșește, plătește. Cine greșește, iar trebuie să ne-am și noi mai ce. Te plătește, indiferent cum îl cheamă și ce nu are. Dacă nu greșesc. Voi vă opriți ca să facem o ședință. Vă rog, stăm așa în proiectul numărul 2, da? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli trimestru pe anul 2020 repartizate trimestre, precum și lipsă de estimare privind veniturile proprii și sumele alocate din costurile facultatului de an pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023, la liste de investiții pentru anul 2020. Domnule, vă explicit pe trimestru că doar sunt alocați. Suntem la asta, la sfârșit de an, cu estimare pe tot. În adresa numărul 77 din 10.1.2020 s-au primit sume de facultate din taxa pe valoare adăugată în sumă de 234.000, repartizat pentru asistenți și indemnizații 213.000, pentru ajutor de încălzire a locuinții 3.000, pentru copii de la grădiniță, tichete grădiniță, 5.000 de lei și copii integrați în școală succes 13.000. Bunuri și servicii s-au primit pentru școală prin adresa numărul 285 de luni și a doua, în sumă de 52.000 pentru anul 2020. Pentru școală avem obligația de a da 20.000 pentru abonamentele profesorilor, cadre didactice și auxiliare care se deplasează din alte localități la localitatea în care este școala. De la Consiliul Județean s-au primit bani pentru drumuri, 300.000 de lei și sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean în sumă de 343.000 de lei. Cam nu știu ca să spun, vedem la buget, s-au mai primit cote defalcate din impostul pe venit în sumă de 428.000, sume alocate din cote defalcate din impostul pe venit în sumă de 240.000 și pentru echilibrare 1.187.000 de lei. Astea sunt sumele primite. Subvenții a fi încasate la proiectele de investiții din PNDL, estimate în sumă de 7.122.600 lei pentru lucrările de înregistrare sistematică cadastru general, estimat anul ăsta a fi încasat 78.000 de lei, adică lucrări în valoare de 78.000 de lei. Subvenții de la Fondul de Mediu la Canalizare, mai avem o sumă de încasat ultima cerere de tragere de fapt, în sumă de 987.000 de lei. Cam asta sunt lucrurile estimate a fi încasate și cheltuite la proiectele de investiții. Suma care estimați pentru încasarea de la populație, din taxe și impozite? Previzionat 700.000. Și în casa am trecut. 71% s-a încasat anul trecut, dar asta o scrie la contul de execuții. Până în cazul de înditare, să știți. Dacă stați o secundă, vă dau și subvenție, adică să vedem cât s-a încasat, exact.
4 miliarde din care 7 miliarde 100 și ceva subvențiile pentru investiții. Adică banii veniți de la ministerie pentru dezvoltarea proiectelor locale, pe PNR și alte măsuri unde sunt contracte de finanțare semnate. Pentru culti, domnul primar, ați avut 30 de milioane. 725 de mii. Dar finanțările, e vorba de subvenții care le primim. Care? Să sperăm că integral dacă nu se termină lucrările, dacă nu se termină lucrările, nu se primească, la fel vom rămâne restanțe de anul următor. Dacă se mai fac prelungiri. În lista de investiții, de la bugetul local, total coloană 10 și 725.000 de lei. De la bugetul local, nu? A, de la bugetul local. Pe tocmai așa v-am întrebat. Da. Să văd ce... Sunt lista de investiții. Da, este ceea ce am pus noi anul ăsta, pentru a fi cheltuit. Nu știu dacă, eu sper că n-am greșit cu nimic, la a face calcul. Echipamentul informatic. Aici este vorba de serosul mare care s-a stricat, a fost achiziționat altul. Avem nevoie de un server care se blochează din când în când. Asta pe serverul respectiv lucrează tot ce înseamnă service, registru agricol, taxe și impozite, asistență socială, contabilitate. Toți lucrează pe același program care este stocat în server. Dacă serverul nu funcționează, nu mai funcționează nimeni. Și, bineînțeles, la Xerox-ul respectiv este obligatoriu și o licență care e în valoare de 1.600 de lei. Deci e în suma asta de 10.800 lei. La modernizare grădiniță, 10.500. Reabilitare școală, 40.000. La dispensar. Este excedentul 24.641 plus din bugetul local 18.580. Centrul vocațional Gator Linele Cutovin. Aici am vrut să întreb domnul primar, de ce avem asta de mare contribuția noastră la un proiect de 50.000 de euro? Puteți să vă facem 1%, nici de cum. 46.000, nu. 46.000, 28 iese 21%. Nu știu problema cu 1% și procentele. Păi este prin val și atunci am spus că e vorba, e valoare 50.000 de euro, nu puteți procentul, domnul primar. De ce avem așa de mare contribuție? 1% era vorba de finanțarea de FDI, nu? Da, FDI era. Dar nu, asta e unul de proiecte cu procent de... Păi nu. Domnul primar, eu am cerut prin dumneavoastră, de la domnul contabil, acum vreo 3 luni de zile, o situație a tuturor sumelor achitate de comună la proiectele din PNDL, pe ani din 2016, până început în coace. Și n-am mai primit analiza aceea. Pentru că avem proiectele astea prin PNDL, care au fost început în 2016 și am început documentațiile de atunci. Da. Ok. Și am plătit în fiecare an câte o multă parte. Da. Și vrem să... Vrem să vedem valoarea care o avem noi achitată până la momentul de față, dar fiecare noi în parte. Pe documentație.
la proiectele de la HIRS. Eu spun, am pică de lege. Da, am pică de lege. Nu vreau să se vede. Deci aici, vă dați seama, 46.000 de lei și ați mai plătit și altceva până acum, am trecut la proiectul ăsta privat. Adică să vedem cu cât contribuim noi. Noi. Lasă cu colegii mei tuturor, cu centru vocațional. Dar este... Pe asta vreau să vă explic. Ceea ce se plătește 46.000 care au fost prins în lista de investiții, nu sunt cheltuielile eligibile. Este vorba de taxele ISC și de regente de șantier, nu, și TVA-ul, afirmă. Deci asta plătește primăria. Taxe ISC, CSC, dacă este prins în proiect. Deci cheltuielile eligibile. Da. Nu, cheltuielile eligibile e una, e o valoare foarte mică. La unul din proiecte, e 2000 și ceva, dar ăsta este TVA-ul care se recuperează, nu se recuperează. Sunt cheltuieli de eligibile. În valoare de 46.000 de lei. Asta e anul ăsta, dar mai avut și anul trecut? La centru vocațional? La ce? La centru vocațional? Nu. Pe documentație. Avizii, doamnă. Cum? Pe avizii, cum? Avizii care au fost făcute înainte de a se... Deci până să depunem proiectul pentru finanțare. Doamnă, noi luăm pe total. Deci noi când tragem linii la un proiect, să vedem cu cât am contribuit. Da, la proiectul respectiv, avizii la firm nu sunt trecute, decât ce v-am zis eu. Taxe ISC, taxe CSC. Și documentațiile care s-au întocmit. Studii, dezabilitate. Eu vă spun ce vă conține bugetul de la AFIR, pentru că ne se dă un buget de la AFIR, care ne reprezintă practic și un deviz. Dar este și bugetul stipulat, adică pe fiecare cheltuială în parte. Și este. Asta sunt prinse. Pe noi e interesant felul următor. Dacă pentru ăștia 278.000, cât e valoarea totală a proiectului? Adică banii care o să-i dea ei. Dacă noi dăm anul ăsta 46.000 și poate am mai dat și anul trecut vreo 30-40.000 și 80.000, dăm 80.000 de lei ca să luăm 200.000 de lei. Adică... Toată valoarea este de 278.000. Ei finanțează? Da. Asta e ideea, ca să vedem cu cât contribuim noi. Pe facem diferență. Dacă toată valoarea e 278.000, din care e finanțează? 278.000, care dă în euro o sumă, scăzând 46.000 valoarea în euro, diferența o sumă de euro, ne dau ei, nu? 46.000 de lei, dăm noi anul ăsta. Noi, domnul primar, nu anul ăsta, total proiect. Eu asta vă întrebam, dacă e total, e doar pe anul ăsta sau am mai dat și anul trecut? Are fost pe anul 2020, nu total, pentru că exact același, același principiu de exemplu e și la ultimul punct din lista de investiții de la reabilitarea drumului prin CNI. Când a fost aprobat în noiembrie proiectul, când am aprobat noi acei, am desfăcut proiectul în două, fusese împreună cu sala de festivități și l-am despărțit în două și am aprobat în sala de sport. Așa. Și l-am desfăcut în două și am zis că toată suma pe care o dăm noi la proiectul ăsta e de 37.000 de lei cât am aprobat atunci. Că era pentru scrierea și depunerea proiectului. Că așa era și formulat. Începerea demersului. Era pentru începerea demersului. Dumneavoastră, atunci aveți, vedeți că acum puteți să vă verificați, să aveți înregistrarea. Ați zis că aia este valoarea totală pe care o plătim noi la proiectul ăsta. Cu drumurile. Prin ce valoarea este stabilită în urma unui studiu de fezabilitate și a unui proiect. Acolo, din proiect și de subiect de atât rezultă valorile. Dar dumneavoastră a zis că noi nu avem treabă la lăsa cu CNI. Noi predăm drumul și ei fac tot. A zis că noi nu avem alte costuri. Corect. Bun, haideți să facem diferența. Haideți să facem diferența. Dacă discutăm de sala de sport, cheltuielile noastre vor fi foarte, foarte mici. Dacă discutăm de drumuri, cheltuielile noastre proprii vor fi mai mari. Pentru că se fac ridicări topul, studii geo și așa mai departe, astea vin plătite. La sala de sport nu este necesar anumite cheltuieli. Ați înțeles? Și valoarea diferă foarte mică. Este foarte mică. Sau diferența dintre un și altul e... Trebuie să-i puniți pe noi păi într-o situație, doamnă, că atunci ați zis ceva și acum e altceva. Doamnă, indiferent de ce proiect, de ce măsură de finanțare există la un proiect,
beneficiarul are costuri proprii. Nu există proiect finanțat cap-coadă nici de FNI, nici de FDI, nici de fondurile europene, de nimic. Ai partea ta de cheltuieli. Ei îți asigură cheltuiala în totalitate sau în parte la construcții montaj. Când discutăm de studii topo, geo, avize, tot ce se face, tot studiul ăsta de fezabilitate, expertize, alea tot ce va plăti beneficiarul. Indiferent de măsura de finanțare. Indiferent. Că-s fonduri europene sau sunt fonduri. Domnii consilieri sunt din față. Da. Stai cu două luni și ceva de atunci. Da. Dumneavoastră atunci ați zis că aia este singura cheltuială, 37.000 de lei, nu mai avem nimic. Ei scriu. Așa scrie acolo în proiect. Scriere și depunerii proiect pentru reabilitare din drum. Doamne, da, la CNI n-am cheltuit până în momentul de față niciun leu, ca idee. Absolut niciun leu. S-au cheltuit cei 37.000 care i-am aprobat în moment s-au scris proiectul și s-au depus. Pentru CNI? Păi da, doamna, doamna, asta i-am aprobat. Doamna. Doamne, nu s-a cheltuit la CNI și dacă n-aveți încredere în ce vă spun, sesizați organele de control, niciun leu până la momentul de față. Sesizat. Deci s-a făcut o solicitare la CNI în baza unei documentații făcută de un expert pentru care nu am plătit absolut niciun leu. Ați noi înțeles? De 37.000 de lei, am aprobat în luna 1. Corect, nu i-am cheltuit, nu sunt cheltuiți, va trebui să-i contractăm începând de acum încolo, pentru că abia acum avem ordinul ministrului și l-aveți atașat pe setul la proiectul, la unul din proiecte cu modernizare drumuri, așa, abia de acum începem demersurile pe contracte. Când spun contract, înseamnă pe cheltuiți bani. N-am contractat deocamdată, deci nici o persoană fizică autorizată. Deci 37.000 sunt ăștia 40.000 de aici? Da. Păi ca să fim... Deci, să fim înțeleși. Repet, până astăzi, 18 februarie, pe niciun proiect din CNI, din astea două, nu s-a cheltuit nici măcar nu, un leu. Numai unul s-a aprobat. Bun. Începerea demersurilor. Da. Numai unul. Deci, repet, și se registrează semnătic. Până la 18 februarie s-a cheltuit absolut niciun leu. Am alocat banii, că trebuiau trecuți niște bani, dar până nu am avut concret ordinul ministrului publicat. Și până n-am primit notificarea de la CNI, n-am cheltuit niciun leu. Urmează să închei contractele după stabilirea bugetului pe 2020. Mergem mai departe. La rețeaua de iluminat public, panouri fotovoltaice. E cam aceeași situație ca și la ăla cu Colinului, centru vocațional. Avem o contribuție de 68.000 lei la valoarea totală a proiectului 285.000 de lei. Noi am avut proiectul ăsta și anul trecut în lista de investiții. Da. Ce plăți au făcut la ei? 5.000 de lei consultant care au făcut proiecte, care au depus proiectul. Și partea din avize. O parte din avizele au fost mai mult, dar am trecut doar atât am plătit, 5.000 de lei, deci n-am cheltuit, n-am fost. Avizele alea au fost plătite în anii din urmă. Dar rețea distribuției de gaz 135.000 de lei. Da, reprezintă proiectarea sub de gazabilitate cu, proiect, cu tot ce înseamnă, adică topul proiectare, de sub de gazabilitate. N-am cheltuit anul trecut, deși am mai avut toată banii, știți că i-am scos din buget, nu puteam să desfințat programul ăsta de guvernul 114, am și mutat banii de acolo. N-am cheltuit niciun lucru până la momentul de față. Începem demersurile. Continuăm cu demersurile. Continuați. Și dacă le continuați, principiul de finanțare, intenționați să finanțați dumneavoastră un proiect de finanțare de rețeaua de gaz. Prin măsurile de finanțare pe care tot spune acolo guvern că le scot. Și aseară la televizor și spunea președintele României că se vor înființa rețele de gaze, că nu se consumă nici măcar 50% din producția proprie a României, iar eu cred în ce spune președintele României că vor finanța. Da? Da. Deci a existat o dată de guvernul 114, pe care au desfințat-o, sau a desfințat-o fostul guvern, fostul guvern ăsta de vis, măre, a desfințat-o. Ordonanța 114 era privitoare la salariul minim din domeniul construcției. Doamnă, prindea vreo 7-8 elemente, nu numai salariul. Adică să fim serioși. Așa. Era inclusiv măsuri de finanțare. Bun. Și... parte din organanța de guvern, îmi cer scuze cuvântul eu, mai e în vigoare. Deci n-au desfințat cu totalitatea. Am tăiat așa, câte o feliuță, câte o feliuță, câte o feliuță, dar mai e în vigoare. Da, mai spuneți-ne din rețeaua de gaz, ca să vedem. Deci,
dumneavoastră intenționați să faceți demersurile, să începiți studiul de fezabilitate și toate celelalte, dacă noi vă aprobăm măsura. Bun. Deci, intenționați să faceți demersurile, deși la momentul de față nu există nici o măsură de finanțare. De finanțare. Da. Bun. Ne garantați dumneavoastră nouă că nu vom pierde banii de pe documentațiile astea dacă noi dăm drumul, deși nu există nicio măsură de finanțare? Și cum ne garantați dumneavoastră? Păi nu pot să vă garantez. Dar asta nu înseamnă că stau cu mâinile încrucișate până va apărea ceva. Și dacă vă uitați, și vă dau un exemplu ca să înțelegeți, orice măsură de finanțare, chiar și pe fonduri europene, se deschide sesiune care e valabilă de la până la. Doar obținerea unor avize, și noi suntem norocoși și nu suntem la drumurile naționale, doar obținerea unor avize poate să coste luni de zile, în timp. În timp. E onul, spre exemplu, te ține cam o lună. Telefonie, te ține cam o lună jumătate. Dacă aveam ghinionul sau norocul să fim la un drum național, durea și câte 4-5 luni de zile să obții un aviz la drumul național. Drumurile județene și așa mai departe. Sunt toate instituțiile care au rețele. Suntem obligați. Mediu, drumuri, ape și așa mai departe. Sănătate și tot ce mai este. Deci nu pot să vă garantez. Am făcut și am inițiat proiectul. Și vă amintesc proiectul pentru reabilitarea 49 km de drum pe ordonanța 114, ordonanța care era în vigoare, trecusem și eram declarat eligibil de către Institutul Național de Prognoză, publicație în monitor oficial, în aceeași situație se afla și Comuna Traian. Bun, vă dau numai ca idee. În aceeași situație se afla și Comuna Traian, am luat autorizația de construire, adică ultimul document care mi-era necesar ca să pot să depun la minister să semnez contractul de finanțare, autorizația de construire am obținut la ora 2 și la ora 5 a picat guvernul. Iar nouul guvern sau cei care au spus că nu mai finanță. Avem proiectul cap-coadă în dulap, cu absolut toate avizele, putem începe construcția și mâine. N-avem bani. Ok, și... ce facem cu proiectul? Deci, tocmai asta era ideea. Așteptăm o soluție de finanțare. Și am spus așa. Dacă soluția aceea de finanțare nu vine în termenul util, cât documentele sunt încă în termenul de valabilitate, calea... Nu sunt chiar trei. Doamnă, autorizația de construire este valabilă 2 ani. Doamnă, avizele sunt valabile pe perioada emiterii și valabilității certificatului de urbanism. Certificatul de urbanism își încetează valabilitatea în momentul când se emite autorizația de construire. Autorizația de construire are termen 12 luni să o pui în execuție. După 12 luni astea, presupunem că nu începem acum, începem la primăvară, ipotetic. În 12 luni noi trebuie să începem execuția. Ca să începe execuția, declar la Inspectoratul de Stații de Construcții că începe execuția. Din momentul ăla pornește de 24 de luni valabilitate ca să faci lucrarea. N-ai finalizat în 24 de ore, legea îți permite o prelungire a autorizației de construcție de încă un an. Prin urmare, 3 ani, ca să nu spun 4, toate aceste documente sunt perfect valabile. M-aș mira ca, mă rog, cine va fi la guvernare nu mai are importanță să nu dea drumul la măsuri de finanțare, indiferent cum s-o chema el. Că se cheamă ordonanța de guvernul 114, că se cheamă, nu știu cum se vor chema, vor trebui să vină pe piață sau în întâmpinarea cetățenilor cu proiecte și măsuri de finanțare. Indiferent cine va fi la guvernare. Și să vă mai spun o chestiune. M-au întrebat cei de la București, ce culoare aveți? Intrați în sesiunea a doua după ce am răspuns ce culoare am. Și o să intru în sesiunea a doua la CNI pe un proiect. Deci așa se vinde politica asta. Pe... Așadar, 3 ani de zile, liniștită, avem proiectul ăla. Eu mi-aș dori și mâine, pentru că e nevoie de asta. Acum, pentru că ați zis de proiectul ăsta de modernizare de drumuri. Da. Anul trecut în lista de investiții, el a avut valoarea de 119.000 de lei, pentru că așa ne-ați zis nouă, că atât valorează totalul la documentele care le-ați făcut dumneavoastră pentru cei 4,9 km de asfalt. Acum, de ce avem prins 151.000? Proiectarea, dacă nu mă înșel, a costat 135. Dacă vreți, merg, iau proiectul, la fel jos, ne uităm în deviz. Păi nu, eu vă spun că ce am avut anul trecut și ce s-a schimbat.
Adică ca să nu părească. Ați avut, și ați votat un deviz general. Dumneavoastră spuneți de o sumă. Eu nu mai rețin dacă e suma. Noi n-am avut niciun deviz. Avem documente, doamnă. De fiecare dată s-a venit cu documente și cu aprobarea. Deci dacă doriți, eu mă duc, aduc proiectul, că e pus într-o mapă, și uite unde e. Nu, domnul primar, noi am aflat de ăsta că l-ați finalizat și tot de pe Facebook, că ați scris dumneavoastră că ați finalizat proiectul și așa și că nu ați mai primit finanțarii. Și după aceea, în luna octombrie, v-am întrebat noi de proiect. Noi nu am știut de proiectul ăsta. Ați avut prins inițial 15.000 de lei, după aia 17.000 de lei. Da, domnule, am alocat bani în funcție de ce am avut noi. Păi tocmai de asta vă spun, deci noi n-am avut de viză, am avut de iulie, dar n-am aprobat primii 50.000 de lei. Dacă mi-a trecut amintit. 15 sau 17.000. Mă rog, 17.000. Era suficient și un lei. 15, 17 și 21. 15, 17 și 21 e în toamnă, în era suficient și un leu. Pentru că este un program, de un proiect multianual. Iar legea îmi permite anul ăsta aloc și. Bine, da, trebuie să te înțeleagă și adică contextul este altul. Că noi am, noi, dumneavoastră ați întocmit acum documentațiile pentru proiectul ăsta de modernizare de drumuri și ne fiind măsură de finanțare și una și alta, noi stăm cu dosarul acolo. Cu proiectul, cu proiectul, cu dosarul da. Proiectului. Bineînțeles. Stăm cu el acolo la mare. De unde știm că nu o să se întâmple la fel și la ăsta de gaz? Adică nu avem nicio garanție, neexistând măsură de finanțare. Adică, știți cum e? Deci nu am o plăcută de dată. Deci, a fost minciună. Domnul, domnul primar, dacă se ivește o măsură de finanțare... Dacă se ivește, domnul Soromoș, dacă nu se ivește... Hai să nu faci nimic, hai să stăm așa cu grava. Doamna consilier, vă aduc aminte că pe o măsură de finanțare pe fonduri externe, sesiunea a fost deschisă 17 minute, după care s-a blocat și când s-a deschis a doua oară, 60 de secunde a fost deschisă. Cine a reușit și a depus, a depus. Dacă noi, după ce se deschide măsura de finanțare, sau mă rog, să anunțe cu 2-3 săptămâni, o lună înainte, să emit ghiduri, etc., începem să ne uităm în gândit, să vedem de unde plecăm. Până facem toate aceste studii, până luăm toate avizile, mai trec vreo câteva sesiuni. Se duce și sesiunea asta de finanțare 2017-2020. E ceva de vrabia de pe gard, știți? Nu, oarecum, adică, în viziunea dumneavoastră. Nu viziunea dumneavoastră. Nu, dar să spun, nu am terminat, pentru că mai aveam proiectul ăsta cu supravegherea video, ca să ne dați lămuriri, privește pe toată lumea, după care mergem ca să avem lămuriri la toate proiectele și de lista de investiții care așa este, lista de investiții aferent anului acesta și trebuie să vedem. Și a bugetului. Deci, sistem de supraveghere video, în ce stadiu este, ce ați făcut și ce ați... Am făcut doar discuții și am solicitat de la mai multe societăți un deviz general, ca să înțelegeți. O estimare a sumelor. Ce ar putea să ne coste? Adică, am identificat la momentul de față 15 sau 16 puncte, aș putea să spun, vulnerabile sau care sunt de interes pentru comună. Unde putem instala camere video pentru supraveghere? Și când mă refer la punct, de regulă spun intersecții. Și s-ar putea să fie o intersecție unde să fie în cruce și atunci vor fi necesare minim 4 camere de goavede sau o intersecție în formă de T și luăm exemplu la Sechel sau aici la primărie în față, unde vor fi necesare doar 3 camere. Una în stânga, una în dreapta și una în față. Bun. Aceste camere... Valoare eventual și unde vreți să fie. Aveți un deviz, aveți un deviz general luat ca și punct de referință la documentație. Aceste camere de goavede nu reprezintă o mare cheltuială. Cheltuiala mare constă în aducerea informației, adică a semnalului video, la beneficiar, la sediul primării sau la poliție. La monitorul. Corect. Aceste camere video vor trebui alimentate cu energie electrică. Vă închipuiți că nu se va putea face un transformator sau un contor și un contract pentru 15 puncte de alimentare. Am găsit și am identificat alte soluții. Semnalul nu poate fi transmis online pentru că nu prezintă siguranță și calitate. Și atunci va veni pe o fibră optică. Va trebui să găsim un transportator sau să ne montăm o rețea de fibră optică. Și așa mai departe.
Toate astea însumează, aveți un deficit general. Acolo nu mi-aduc aminte, dar cred că e 1 miliard și vreo 400, 1 miliard și ceva. 168 cu tot TV, da? Da. Da. Cuprinzând tot, a dus semnalul în primărie. După care urmează cealaltă cheltuială. Plata lunară către cel care îți aduce semnalul în primărie. Ca să aduce semnalul în primărie, am apelat deja la o societate comercială care distribuie televiziune prin cablu și internet, respectiv acta de la Plăjești, că doar asta o avem în funcțiune și cu Rom Telecomul, dar acta este cea mai extinsă, și facem un contract de colaborare, exact cum e cu telefonul sau cu semnalul de la televizor, pentru o anumită sumă, ne folosim de instalația lor de cablu cu fibră optică și transportăm imagine sau informația din punctul de care ne interesează în primărie. Aici reprezint în cheltuială vin camere de video, vin cameră, vin material de branșat, vin monitoarele, vin DVR-urile, așa ce mai înseamnă, tot ce înseamnă care aveți acest. 20 sunt doar pentru întocmitul documentelor și a începerii... Rețea funcțională, cu excepția transportului semnalului, care, repet, vine ca un abonament la telefon, la energie electrică și așa mai departe. Ca un abonament. Va fi. Și firma ta, vin ca o proprietare, ne-a făcut anul trecut o ofertă de 600 de lei, anul ăsta au spus 700 de lei și vă furnizăm sau vă ducem semnalul în primărie. De luna. Luna, 700 de lei luna. De câte camere? Păi vin vreo 45 minim de camere, repet, 15 puncte, în anumite puncte, că nu sunt foarte multe, vin 4 camere, în general sunt cam 3 camere. Trei camere o să vină, să zicem, la crapul, în intersecția aia, una stângă, una dreapta, una spre poștă. Trei camere, să zicem, vin la intrare în localitatea Plăjești, una spre Bacău, una în interiorul localității, una care o ia pe strada aia, cum îi spun, în Ghebuțești, la deal, și așa mai departe. V-am dat doar câteva exemple. Și aveți acolo un deficit general unde spune cât costă cablu, cât costă alimentare, cât costă brățări, cât costă, aveți un deficit general. Devizorul general era de la iluminatul public. Avem și de la iluminatul public, avem și la camere. Eu de la camere nu am devizor. Nu aveți drumul în serie, dar? Nu știu. Păi da, dar nu e explicit, e doar valoarea totală 6. Deci de asta nu-i pe fiecare, am înțeles. Da. Okay. Deci avem orientativ de vizit general. Sunt funcționale? Cum? Că avem camere și la muzeu și parcă sunt și pe la primărie. La muzeu mai funcționează doar una, la primărie funcționează toate așa. Și la muzeu câte aveți? De ce nu pot fi făcute și alea funcționale ca să... Probabil au fost second hand. Probabil. Vă spun că mai funcționau de bun. Bun. Știți și mi-am adus aminte că nu v-am întrebat la rețeaua din 2011 sunt cele de la tehnologia la anul 2011. Știți ce nu v-am întrebat la rețeaua din gaze, domnul primar? Dacă ați... Apropo, a zis că ați mai discutat cu unul o valoare aproximativă a proiectului, ca să știm la ce ne întâmplăm, adică dacă... 135.000 de lei proiectul. 135.000 de lei. Proiectul tehnic. Da. Bun. Valoarea proiectului este în funcție de cât kilometri de rețea ai și la momentul de față, pentru că, ca să fiu mai explicit, există un inginer în specialist în gaze proiectat, care se deplasează pe raza comunii cu domnul Antica și vizualizează unde consideră dumneavoastră că trebuie rețea dublă de gaze, și asta este la drumul județean, pentru că drumul ăla nu mai poate fi traversat sub nicio formă odată ce va fi reparat, deci nu se permit traversări, subtraversări de să face rețea, că stânga se permite, exact ca și la canalizare. Și am spus eu, vor decide specialiștii, drumul ăsta de la intrare în comună, care face jurul bisericii pe la jurul cu rețea dublă. Rest, rețea simplă, adică rețea de gaze, doar copată și se pot permite subtraversări. Deci, în funcție de lungimea rețelei, de numărul de abonați posibil pe acea stradă, dacă e o stradă unde sunt 3-4 case, vă dați seama că sunt mai puțini abonați, dar rețea trebuie și automat e altă dimensiune la conductă și așa mai departe, se va stabili o valoare totală a lucrurilor pe care ne vom pune la dispoziție
cei care fac studiu de fezabilitate. Fără acel studiu, și ați citit la materialul care v-am pus la dispoziție la ședințele anterioare, fără acel studiu de fezabilitate, unde se va ști cu siguranță potențial consumator, numărul de case și așa mai departe, nu putem estima acum o valoare. E deci mai mare. Trebuie să plătim suma asta de 135.000 ca să știm aproximativ cât va ajunge valoarea totală a deciziei și a gazelor și așa. Bun. Ce am mai făcut și o spun și pe asta, am pus la dispoziția proiectanților ridicările topo, care le vedem de la drum, de la intabularea drumurilor, și am rugat pe cineva să facă o ridicare topo de la ieșire din localitate până la Comuna Traian, la punctul unde potențial ne putem raporta. Deci trebuie ridicare topo și repet. Ultimul punct pe care vreau să-mi dați explicație este la ce privește nomenclatorul stradal. Corect. 40.000 de lei. Corect. Ce doriți să faceți, adică banii ăștia? Suntem pe puținele comune din România care nu avem denumiri la străzi. Există o obligativitate prin lege de mai mulți ani de zile. Însă, am amânat-o tot din, scuza că nu avem bani. Vă reamintesc și aveți la lista de investiții și planul urbanistic general, care se efectuează și este valabil 10 ani de zile. Anul acesta, în luna iulie, expiră planul urbanistic general. Fără acest plan urbanistic general, nici măcar o casă, în teorie, nu se mai poate construi, că nu ne mai dau avizul. Trebuie refăcut și planul urbanistic general. Ca să pot face planul urbanistic general, sunt obligat să am și acest nomenclator stradal. Și m-ați întrebat de sume. Când spun sume, elaborarea documentației tehnice. Pentru că nu se face așa, ne întâlnim noi și spunem că pe strada aia se cheamă Ion Ionescu de la Brad și mai la altă Flori. Proiectoresc. Da. Pentru documentație, din discuțiile purtate cu persoane specializate în domeniul ăsta, ne costă circa 20-29.000 de lei. Restul banilor vor fi avize, vor fi plăcuțe, vor fi numere de ordine, ca să spun așa, la poarta fiecărui cetățean. Pentru că nu vom merge cu numerotarea de la 1 la 1003 sau 1010. Pe fiecare stradă vor fi numere de la 1 până la case sau locuințe sau terenuri sunt în zona respectivă. Că dacă nu e casă și e un teren, se atribuie număr cadastral și acolo. Și număr de rol. Număr de rol, număr de poartă, de casă. Să înțelegem că doriți să contractați o societate care să facă toată treaba asta, o firmă? Păi eu nu mă pricep și nici nu știu să am pe cineva în primărie care este pricepat să ce. Dar de ce? Adică din angajații primăriei ar fi fost cineva foarte ușor. Dacă dădeați dispoziții un angajat, un viceprimar sau... Dacă se pricepea, doamnă. Dar de ce să se priceapă domnul primar? Dar doamnul nu trebuie mare lucru. Hai, strada, frumos! Vezi care și cum este, dacă este, nu știu... Uitați, mă angajez și sper să nu domnul secretar. Rugăminte, mi-ajutați-mă sau colegii mei. Pentru că vă pun la dispoziție data viitoare, da, vedem din lege. Ce prevede lege? Și o să vedeți acolo că domnul nu chiar primar, tot... Dumneavoastră, cu, nu știu, vreun an și doi ani, nu știu, s-a mai discutat pe tema asta în momentul acolo. Da, am mai fost la discuție. La un moment dat să se formeze o comisie. Corect. Așa. Din care să facă parte șeful un angajat din primărie, poate șeful un consilier, poate și un cetățean care dorește să se implice în denumirea străzilor și probabil s-ar fi putut face după mult mai puțin și eventual abia după doar să plătiți doar plăcuții și celelalte, adică să nu mai sub contract, să luați un suficient. N-ați înțeles în ce constă acest fenomen, această lucrare, n-ați înțeles. Ce mi-a spus dumneavoastră mai devreme este adevărat, dar este parte, este componentă. După ce se va face toată documentația, te vom întâlni cu toții aici și dumneavoastră spune, pe strada aia propun numărul sau denumirea strada Zambilelor. Ionel o să propună strada Prietenii, nu știu. Și stabilim de comun acord, fiecare, împreună trebuie să ajungem la o decizie, ce denumire punem la acea stradă. După ce dăm aceste denumiri, trimitem toată documentația cu propunerile, cu harta, la Comisia Județeană. Este comisie special constituită care analizează. Și data trecută au analizat și au spus de ce a spus pe strada aia
denumirea Ernest Maftei. Și trebuie să-i prezinți un documentar, un memoriu, cine a fost Ernest Maftei, în cazul care nu cunosc. Dar a fost strada Regina și nu știau cei de la Consiliul de Ștean ce înseamnă strada Regina și strada... Da, strada Regina, da. Să-ți ai explicații de... Corect, da. Dacă îi spui strada Florilor, toată lumea știe. Dacă pui nume de, da, din personalități și asta trebuie o comisie din cultură care analizează chestiile, dar le luați și de anumiți după Floricelli și... În urma unei documentații depuse. Nu unei documentații, unui memori. Dacă luăm o stradă, hai să zicem, coborăm strada asta de la primărie spre șosea și ultima stradă pe lângă Velt, acolo îi pui strada Ștefan cel Mare. Vă garantez că nu aprobă. Păi bineînțeles că nu aprobă. Pentru că nu poți să pui o denumire de un domnitor, o personalitate a istoriei a României, unei instituție unde găsești numai gunoaie pe stradă. Dar mă gândeam că zic, se poate din angajații primării Parte din ele sunt și cele reluate din anii anteriori, respectiv proiectele de pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Ați întâlnit acolo și proiectul cu canalizarea și vedeți că e trecut anul 2019 la final, canalizare. Este finalizat, este recepționat, dar pentru că finanțatorul nu a venit în teren, n-a făcut ultima vizită, nu a pus ultima semnătură, suntem cumva în stand-by. Nu e închis proiectul la cap-coadă. E recepționat lucrarea. Și atunci este prevăzut în lista de investiții. De aia vă spun. Dacă nu mai aveți, am dat doar un exemplu. Alte neclarități în cele 14 proiecte. Pentru că nu m-ați lămurit la toate, pentru că nu mi-ați pus documentii la dispoziție, ca să vedem cât am plătit, de exemplu, la, nu zic dispensar, să zic, nu știu, grădiniță, la oricare din ele. Colaborare. Credeți-mă că sunt foarte multe documente. Da. Care sunt puse la dispoziție. Și o să aveți mai apuși pe ordinea de zi analiza raportului Curții de Conturi și vă reamintesc sau reamintesc pentru cei care nu cunosc, pentru că se transmite și... Dar lăsați abstracții din camere. Bun. Fac abstracții, da. Am avut ultimul Curții de Conturi, au stat 55 de zile la noi și au cu concluzii și au constatat. Așa. Da, acolo unde eu aș încălca legea sau cine va fi ordonator principal de credite pe viitor, încalcă legea, plătește. Plătește. Să nu vă închipuiți că dacă scăp de filmul dumneavoastră, nu intru în alt film. Intru în alt film. Da, domnul primar, oricum ar fi, toate sumele prinse de la bugetul local în lista de investiții sunt bazate pe bugetul care este făcut după o estimare. Să știi clar că nici într-un an nu s-au încasat 100% din valoarea, deci taxele n-au fost încasate în proporție de 100%. Corect. Și nici într-un an nu a fost toată suma care a fost prinsă aici. Așa că tocmai de asta vă zic că eu oricum ar fi, mă abțin de la lista asta de investiții, tocmai din considerentul că, mai ales sumele care sunt la proiectele prin GAL, acolo sunt sumele mari, sunt disproporționate față de valoarea totală a investiției. Înțelegeți? Eu am înțeles și eu, chiar am citit, domnul primar, nu știu dacă v-ați pus în temă, dacă așa, dar și că galba de la Secuieni ar fi desfințat de vreo două luni de zile. De la Secuieni. De la... Deci, colegii Tutovi, am înțeles că nu mai există de vreo două luni de zile. Acum nu știu dumneavoastră ce... Haideți să nu faceți... Haideți să faceți diferența între a fi desfințat și în a nu mai avea fonduri. În prezent, galul de la Săbucești lucrează pe program restant de 4 ore, dar lucrează. Da? Și apropo, eu sper că nu mâine, că mâine nu cred că reușesc, poi mâine mă duc pentru ultimul aviz la proiectul ăsta care îl facem în colaborare cu galul, să iau ultimul aviz și
pentru cererea de tragere și să plec imediat că avem termen 20 sau 21, 21 la fir să depunem documentația aferentă. Deci... Sperăm să-i găsiți acasă. Dacă nu avea poate... Doamne, dar avem două contracte. Avem care semnare. Două. Dar dacă se semnează valoarea asta, cum adică? Unul e finalizat, ca poate putem să începem lucrările. La cel de-a doilea mai avem nevoie de un lucru. Dacă închizi lucrurile și-o plecat acasă, cine? Nu mai au finanțare, au bani puțin. Păi, tocmai de asta zic și eu, dar aici ridică niște semne de întrebare. Valorile foarte mari ale noastre, comparativ cu suma care o primim. Cum e valoarea mare? 6.000 la valoarea de 28.000 la 285.000? 6.000 la 28.000? Păi făceam din bani cu lucrurile, doamnă. Îmi dați 68.000? Făceam. Doamnă, ce vreau să-mi spuneam. Mă scuzați, doamnă. Cu o paranteză mică, zbarea cotizarului la galbi, făceam deja lucrările. Cu 200.000 de mii. Dar bun, asta e o aderație. Da, domnul primar, o întrebare în urmă de dumneavoastră de investiții, ca toate astea explicate. Deci, de ce am calculat și am realizat eu cu proiectele astea puse pe tapet astea 14? La tot sumă, calculat pe mai grav așa, de 10 miliarde 800 de mii. Da. Scurt. Mică. Deci, 10 miliarde 800 de bani numai de hârtie. Da. Deci eu aș propune ca banii ăștia 10 miliarde 800 de mii. Să-i bani și un proiect, spre exemplu, de gaz. Proiectul de gaz. Păi, de ce se promitim 14 proiecte? Că nu putem le realiza. Banii ăștia îi dozăm un singur proiect ca să nu-i aruncăm pe fereastră. Să nu-i aruncăm pe fereastră. Dacă doriți, luăm lista de... Nu, lista de investiții am ascultat-o până acum. Deci eu o știu toată. Domnul Gorașul, și-o supune la vot. Ce da, dar să fie tot consilierii de acord. Facem calculă de 10 miliarde de euro. Să fim de acord dacă sunt aici. Ascultă, ideea mea. 10 miliarde de euro, da? Cum am putut face? Nu ce am să spun. Dați voie, domnule, să spun după aia pe spun. Măi, poate via. Și pe treaba ta. De 10 miliarde de euro. Deci noi cum am făcut canalizarea? Prin forță de tot. Prin împunut. De la bancă, de la cei, unde am ajuns acolo. Da, 10 miliarde de 800. Mai facem un împrumut cu 10 miliarde de 800. Deci putem să facem ceva și chiar nu interesează pe tot. Rețeaua de gaz, pe țel. El avem un împrumut. Păi, el avem. Dar toți felii că nu avem bani să-i finanțăm. Deci nu sunt bani să-i finanțăm. Foarte bine. Dar de 10 miliarde de 800, tot umplăm un proiect de să umbli la toate porțile, să amețăm. Bă, 10 miliarde de 800 de aia. Mai facem un lucru cu Consiliul Local și facem o rețea de gaze, copii. Mai punem 10 miliarde din bancă. Gazele sunt din 3, din 4 ori mai scump decât rețeaua de canalizare. Este foarte important pe resurse proprii. Rămân la o chestie... Faci canalizarea. Nu cred că sunt lucruri de șapă. Nu poate să fie gazele. Când sunt branșați cum sunt la canalizare și nu știu ce e în treabă. Haideți să vă explic. Și vă rog, dacă sunteți amabili, să urmăriți și lista de investiții. În cele 14 proiecte, sunt și proiectele care nu au fost finalizate și vă aminteam mai devreme că este și rețeaua de alimentare cu decanalizare, pardon. Da? În cele 14, unul dintre ele, vă spun imediat și poziția, e pe pagina a doua, spre pe mijloc, da? Bun. Repet, rețeaua de canalizare, ca și lucrare, este finalizată, recepționată și poate fi folosită. Dar, pentru că încă nu avem o persoană care să gestioneze această rețea de canalizare, stația de epurare și stațiile de pompare care sunt pe parcurs, și pentru că n-a venit finanțatorul să ne dea ultima tranșă de bani pe care trebuie să o predăm constructorului, vă reamintesc că constructorul a redus ultima cerere de finanțare pe 25 iunie, aproape 10 miliarde. Încă nu au primit bani de la FME, încă rezistă constructorul, n-a murit, așteaptă să vedem bani. Când primim bani de la FME, am termen 10 zile, automat
să le dau drumul și să virez banii pe mână. Legea le-a dat banii. Bun. Deci, cei 10 miliarde sunt prinși aici, diferența. Avem proiectul, îmi permiteți, domn președinte, îmi permiteți. Avem proiectul de reabilitare școală. Sumele sunt cuprinse aici. Parte din ele le avem, parte urmează să le primim, dar sunt aici. Diferențele. Avem proiectul de la pod. Nu ne-am apucat în toamnă, deși avem autorizație de construire, să ne apucăm. Nu ne-am apucat pentru că din de frica temperaturilor de afară, ploi, de zori și așa mai departe, să nu se ne surprindă cu lucrarea începută și când lucrez în pământ, ați văzut că nu-i tocmai plăcut. Și apropo de pod, am luat legătura cu virgulă, constructorul, ne-au asigurat că dacă timpul va fi bun, începând cu 1 martie, începe lucrările la pod. Sumele sunt prinse aici. Avem lucrarea de la dispensar. Parte din ele a plătit, diferențele sunt aici. Și, și ușor, ușor adunată e tot sumele astea, domnul ajungem la cele 14 miliarde. Sau 10. Și dacă luăm 10 miliarde și ne punem la bază, înseamnă că celelalte, oprim școală, oprim dispensar, oprim grădiniță, oprim toate celelalte proiecte puse în lista de investiții, inclusiv cofinanțările noastre la proiectele europene alea două, de 50.000 de euro, adevărat, că atât era prins în proiect. Toate au părticica lor. Dacă dumneavoastră considerați că ne putem dispersa de celelalte proiecte și să rămânem doar cu ăsta de canalizat, de gaz, stă în putere de dumneavoastră. Domnul primar, deci, repet, nu sunt bani. E suma mare, așa. Este suma mare, dar suma suma asta este suma pe care o primim de la finanțator, în speță, Ministerul Dezvoltării, pe proiecte, Ministerul Dezvoltării, pe proiectele aia, pe PNDL, adică Programul Național de Dezvoltare Locală, de la AFIR, adică fonduri europene, și așa mai departe. În sumele astea sunt cuprinse toate sumele care, așa cum spunea doamna Fontane, ne finanțează, ne sponsorizează sau ne susțin. Deci, nu poți să iei banii la școală și să-i bagi la gas. Deci, eu acum nu există ca banii cheltuiți. La PNDL este o regulă. 5 zile de când au venit banii, trebuie să cheltuiți. Adică să facem dovada că am plătit constructor. Pe zidopești. Iar în 5 zile mai n-am timp să facem rectificare, să transmit diferențele. Adică acum cu bugetul e o întreagă etapă care durează. Ați anticipat mai multe. Nu este timpul necesar ca să facem rectificare pe parcursul anului, adică în timpul ce primim finanțări. În principiu și logica ar fi fost domnul primar, mai puțini, luate și duse la capăt și abia după aia să facem demersurile pentru alții. Vă dau dreptate. Noi avem și, avem și contract, împrumutul de la CEP. Pe care plătim rata, luna, adică anual plătim tranșa aceea. Păi tocmai, da, domnul primar, dar sunt credite, adică îi estimare, să zicem, presupunem că o să vină, că o să fie, că o să putem plăti. Deci asta ne mergem pe presupune. Deci nu avem certitudine anumit că țin în mână. Doamne, iertați-mi că mă abat, nu că mă abat, fac o completare. A pomenit domnul consilier Boloc, am adaptat foarte mult comuna și că sunt documente justificative. Noi avem o singură datorie către CEC, în baza unui contract semnat din 2013, cota noastră de cofinanțare, că așa erau condițiile de participare și de obținerea finanțării la momentul ăla, 25% suportăm noi, adică din 67 de miliarde, 49, 900 și ceva, nu mai știu cu precizie cât, finanțează statul român prin fondul de mediu, diferența de 25%, adică aproape 16 miliarde de lei, finanțăm noi în baza unui contract de împrumut, pentru că noi nu aveam bani cash. Apropo de acel contract, aveți vreo informație sau vreo dovadă că mai există vreo altă datorie? Pentru școală nu ne îndatorăm cu niciun euro? Nu, domnul. PNDL, domnul. Sunt 30 de miliarde care le primim de la PNDL, domnul. N-ați înțeles nici acum? Nu, eu am înțeles. Domnul primar. Acela lucru l-a dispensat, acela lucru l-a. Singurul lucru care l-am făcut din banii noștri, ipotetic 100%, și eu știu de ce spun chestiunea asta și știți ce dumneavoastră, este sala de festivități. Cu ce ne-am îndatorat noi și către care instituție? Domnul primar. Către care bancă sau finanțator? Ipotetic vorbind, tot ceea ce aprobăm noi astăzi pe lista de investiții, adică de plătit, 120.000 la camere, atâta la gaz, atâta la fiecare, sunt
tot la fel niște datorii. Domnul primar, noi dacă ridicăm mâna, este ca și când s-au dus, s-au cheltuit și deci noi aprobând ei deja. Deci noi să mai în momentul de față angajamentul nostru care angajamentul ăsta Andrănescu, mi-am spus eu cu ghidere de rigoare, mi-l asum ca ordonator principal de credite. Legea îmi dă dreptul mie și aparatul de specialitate care l-am în primărie să prognozez bugetul și să bat sumele pe care le primim de la diferite de la diferiți finanțatori, ca să spun așa, că e finanțele publice, că e Consiliul Județean și așa mai departe. Sunt pe bază de estimări, adică sunt, deci tocmai asta spuneam, că sunt credite, adică nu e avem. Dar sunteți consilieră la al patrulea an. Dacă deschideți adresa și vă uitați pe adresele care vin de la finanțele publice, vedeți că acei bani au fost eșalonați de statul român. Da. Pe trimestre. Nu face primarul haotic cum vrea și cum nu vrea. Așa cum la gaze exemplu, am văzut că a scris în trimestrul 34, corect, doamnă? Corect, că așa. Studiile cazabilitate se trebuie o cățică de timp, îi trebuie de prioritate. Da? Adică, asta era aici. Același lucru s-a întâmplat anul trecut cu portul. Doamne, n-am fost în gradul să cheltuim banii, i-am lăsat pe anul 2020. Dacă nu am reușit și cu siguranță nu se va împlini cu gazul anul acesta, plătim parte, continuăm la anul. Acest lucru se va întâmpla la PUC, la planul urbanistic general. Ca să duci la îndeprimire și să obții ultimul aviz la planul urbanistic general, ne trebuie, și vă spun, circa 2 ani de zile. Și nu e lucrurile care se face așa. Nu. Anul ăsta am prins doar cu o mică sumă. O mică sumă. Deci, eu zic că am prins-o cam jumătate, da. Deci, sunt comuni care... Eu tocmai mă gândeam că e mult și voiam să fac un amendament. A, sunt cam jumătate din ce am prins. Mă gândeam, domnul președinte, dar mi-a dat voie să fac un amendament, domnul secretar, pentru că, de exemplu, îl avem pe părintele aici din față, părintele catolic nu a venit, dar pentru că au fost în ultimul timp și părintele are o listă întreagă de cheltuieli și că dorește, nu a avut, domnul primar, știți foarte bine că din 2016 la biserici nu s-a mai dat nicio sumă de bani. Noi le-am aprobat. Noi le-am aprobat în fiecare an, adică părintele știe că a fost. De aceea, ținând cont că s-au alocat numai 30.000 de lei, eu făiam de exemplu de aici, de la nomenclatorul stradal, să propun să luăm 10.000 de lei și să-i adăugăm la culte, pe lângă cei 30.000, ca să fie 20.000 la Biserica Catolică și 20.000 la Biserica Ortodoxă, pentru că părintele dorește să facă foarte multe chestii, are neapărat nevoie. Adică drenajul trebuie să-l facă la biserică neapărat, pentru ca să nu se ajungă la alte situații și are foarte multe lucrări de făcut. Și atunci eu vin cu propunerea de amendament să luăm 10.000 de lei de la nomenclator, și să trecem la culte, ca să facem 40.000 acolo și o să propunem, dacă domnii consilieri o să dorească, eu propun că, adică 20.000 de lei bănuiesc părintele... Este un amendament, da? Un amendament, sigur că da, dar... Vă mulțumesc că ați precizat și sursa, pentru că dacă îmi spuneați, mai punem 10 sau 20 sau 3 lei, trebuia să-ți spunem de unde e. Pentru că tot ați zis că aici este un proiect multianual, tocmai de asta bănuiesc că... La programul urbanistic. Păi, dar spuneați că planul urbanistic este strict legat de nomenclator. Dacă nu se face ăsta, nu se face nomenclator. Așa este. Așa, așa. M-am și o întrebare pe primar. La mult mi-am dat imediat la trebuie cum arată, nu? Da, nu. Că ce face de 12 ani, de 8 ani. Acest un amendament, domnul Strati. Deci, din 2012 era și dumneavoastră. Adică tot stă o nomenclator. Ce am făcut anul trecut la el? Am trecut, n-am făcut nimic. Domnul, vă rog frumos. Ceasul. Mergeți, vă uitați la monument și o să vedeți că l-am reabilitat în limita sumelor pe care le-am avut. L-am reabilitat. Adică am dat jos marmura aia care e spartă. Pe mine mă surprinde cum decade marmura aia de acolo. Am dat-o jos. Am conservat-o cât se mai poate. Sau am pus-o undeva. Ce să-i fac dacă e crăpată în spate? Dar am pus-o undeva sau am justificat în eventualitate. Așa era frecoasă. Probabil. Este refăcut, tencuit în praf de piatră și dat vară. Dacă doriți să facem din nou din marmură,
Deși a fost refăcut din ce știu, a treia oară. Dacă doriți să-l facem din nou, găsim. Dar poate să căutau o altă soluție mai bună, să fă de o altă, adică îți margi la cali tot timpul și așa, dar trebuie pentru o altă soluție. Doamna Giardina, haideți să vă pun într-o situație delicată. Dumneavoastră, fără știrea cuiva, sau chiar cu știrea soțului, sau fără știrea soțului, ați avea curaj să investiți, nu știu, într-o altă locuință? Bineînțeles că nu. Deci trebuie să aveți acoperire. Dumneavoastră știți... Dumneavoastră vreți să ziceți că, de fapt, este incurtea părintelui și părinții trebuie să facă sau ce anume. Păi, doamnă, este al nostru, dar nu e al nostru. Din punct de vedere legal, este al nostru, dar nu e al nostru. Am înțeles. Deci noi nu avem acte în regulă și nu există nicio justificare că acel, acel monument aparține comunei Prăjești. Deci aparține comunei Prăjești. Păi nu știu că nici biserica... Eu cred că nici părintele Ștefan nu poate să justifice că monumentul ăla îi aparține. S-a făcut cum se făcea doamne. La ordinul partidului, la ordinul... Mai avem unul ăla, pe ei negoția se poate curăța și se poate vopsi. Avem și cumpărat. Și lini... Am început și am obținut gardul la monumentul de la Seichel. Dar pentru că s-a schimbat în perioada aia timpul și a început să plouă, n-am mai reușit să continuăm acolo. Avem cumpărate și materiale de antrenor. Dar, repet, nu poți investi acolo legal. Pentru că nu poți justifica banii. Atunci la fel, nu poți justifica nici măcar banii pe vopsea. Deci nu există. Domnul nu este în ograda mea. Nu este în ograda mea. Și anul ăsta va trebui să ne asumăm, să luăm o decizie cu cimitirul catolic. Doamna Fiorina, hai că e larg de asta. Va trebui să luăm o decizie anul acesta și cu cimitirul catolic. Nu primar, eu propun o altă chestie. Știți cui aparține cimitirul catolic? Da. Primării. Bisericii. Nu. Părintele doar încasează. Catolic. Nu discutăm de cimitirul catolic. Părintele catolic doar încasează la cimitirul catolic. N-are niciun drept de proprietate acolo și niciun alt fel de drept acolo. Da? Dar nu v-am primat. Chiar ar fi curtea să vă treceți dumneavoastră să încasați și preoții să sfințească monumentul. Dar am cerut lucrul ăsta, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar ce încasează domnul primar? Dar nu este, nu are niciun drept, din punct de vedere legal, părintele, să... Administreze. Nu, să-l facem, o facem pe devor. Nu încasează banii. O facem pe devor, pentru că ceva trebuie să ocupe. Doamna, eu discut din punct de vedere juridic. Dar și n-am înțeles de ce discutam cu mine aici, în considerând concentrați-vă la proiect, colegă. Deci noi trebuie să discutăm aici de bani, și din punct de vedere juridic. Eu aș propune altceva. Deci, proiectele mare încărcătură să fie lăsate și supuse atenției viitorului Consiliu Local. Pentru că noi mai avem două luni și nu sunt corect ca noi să fim puși. Nu, Solomon. Eu mă refeream la faptul că... Nu, mă refeream la faptul că credeți că cineva o să apropie neștiințe de cauze. Nu, domnul Solomon. Eu mă refer la faptul cât privește proiectul cu iluminatul prin sat. De exemplu, că ajungeam și la punctul ăla. Nu, când ajungem... Deci eu cred că ar trebui să vorbiți în dreptul dumneavoastră, nu la toți consilierii. Nu, dar era o propunere, păi tocmai asta am spus. Haideți, vorbiți în dreptul dumneavoastră. Domnul consilier Solomon e mai tânăr în administrație și dumneavoastră chiar puțin mai tânără ca dumneavoastră. Actualele lămpi de iluminat public din Comuna Prăjești au o vechime între 10 și 14 ani. Lămpile. Majoritatea lămpilor sunt deteriorate sau îmbătrânite, degradate, demodate, cum vreți dumneavoastră. Într-o statistică neoficială, dar vă spun din cheltuiala care văd că se face lunar sau anual la buget, înlocuim circa 100 de lămpi pe an, din circa 400 de becuri. De lămpi înlocuim circa 100 de becuri. Cu preponderență, ca să spun așa, în perioada de iarnă. Erau până acum, așa zisele, becuri economice, alea în spirală. În perioada de iarnă, la fiecare adiere de vânt și ploaie sau la apoviță, intra un finicel, pentru că nu mai au majoritatea abajoarele acolo. Bucățina de sticlă, masca aia,
Păi unde au un piculeț de rece sau de apă rece la căldurică acolo, că se încălzește chiar la mine. Și se termina. Și iarna schimbam așa la o lună, două schimbai de un bec la momentul de față, eu vă spun doar estimativ ca să facem un calcul. Un bec la momentul de față costă între 35 și 30 și 40 de lei. Doar becul. Înlocuitul costă și ăla, pentru că vine firma specializată și vă spun că și consumul energetic în comparație cu cele pe LED e o mică mare diferență. Actualul, mă rog, actuala modă, ca să spun așa, care se practică în rândul administrației locale, este înlocuirea acestor lămpi cu lămpi LED. Constructorul, și avem aici o ofertă, aveți dumneavoastră două oferte la mamă. Una, o ofertă, cu lămpi Osram, originale, aduse din Germania, suporții, țeava și tot ce mai trebuie acolo de prins spre stâlpi, brațul, produs în România, dar lampa propriu-zisă este Osram. Așa, ne asigură o garanție de 5 ani de zile pe fiecare lampă în parte. Dacă în perioada de 5 ani, și înțelegeți foarte bine ce vreau să spun, se arde lampa, el vine și e obligat cost zero să o înlocuiască, inclusiv înlocuitul. Ca să eliminăm anumite, mă rog, discuții pe care le avem cu cetățenii. La poartă la el este vechi, la mine nu. La mine e și mai sunt la 3 stâlpi mai încolo. Și cadrul Fănic Antica, unde 3 sau 4 stâlpi la el nu sunt corpul de eliminat, lămpi. Am propus, cum am pus experimental aici, de la primărie până la biserică, să punem lămpi cu LED. În circa 3 ani de zile, cu bătaie în 3 ani de zile, posibil și mai repede, din economie pe care o facem de la energie electrică, de la înlocuitul lămpilor și așa mai departe, ne recuperăm investiția. Iar noi avem 5 ani garanție. Și becuri pe fiecare stâlpă în parte și mulțumim și pe Tanda și pe Manta. Da, 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 și aveți redat și nouă calculul ăsta? Adică aveți la mapă două oferte. Nu, eu singură ofertă la mapă, că ajungem și la ea, da. Eu singură. Mă întorc la ce spuneam mai devreme, vă angajăm partea la primărie la Brăjești. Dacă ca să puteți să participați la toate aceste calculi, că dumneavoastră... Nu, nu, eu mă referam dacă aveți... Dar dumneavoastră să stau închizeam să nu... Da, doamnă, sunt niște calcuri. Ca să fie, trebuie să vedem un calcul. Păi când vedeți dumneavoastră și facem un calcul împreună cu doamna Cântabel, cum să facem un calcul? Haideți să terminăm bugetul și discutăm. Ne uităm la cheltuielile, ne uităm în statistică la cheltuielile care se fac cu iluminatul public. Haideți să terminăm cu bugetul și când ajungem la proiect, atunci discutăm exact despre asta. Dați-mi voie să-mi termin doar ideea. Vă reamintesc că și noi astăzi știți și nu cred că mă contraziceți prea mult, satul e îmbătrânit. Hoții ne cam vizitează, nu numai pe noi, și la Craian, și la Zăvodă, și la Săuce, și peste tot. Și sportul ăsta sau meseria asta cu curatul e de înainte de Hristos și nu o să o stăpească nimeni niciodată. Numai că hoții vin în pas cu moda. Și e mai greu să prinzi. Dacă noi nu venim cu un sistem de iluminat cât de cât performant să-l vezi pe stradă, nu venim cu un sistem de supraveghere video, în așa fel încât să le mai tăiem din elanul ăsta al hoților, oamenii se simt în nesiguranță. Iar eu când am făcut întâlnirea acum vreo două săptămâni de zile la sala de festivități, am cerut părerea cetățenilor, celor care s-au prezentat. Veniți cu soluții și cu idei, trebuie să găsim ceva, să limităm. Polițiștii avem doar doi în comun și nu o să avem niciodată mai mult de doi. Lucrează 5 zile pe săptămână, câte 8 ore pe zi. Așa e programul, conform codului 11. De la 8 la 4. De la 8 la 4. De luni până vine. De luni până vine, de la 8 la 4. Majoritatea furturilor se fac pe final de săptămână și noaptea. Prin urmare, cu ce venim în compensare? Noi, autoritatea publică. Noi care vrem binele nostru, în primul rând, și a cetățenilor. Haideți să investim în ceva care... Noi putem să punem și mama iluminatului pe stradă și mama camerelor. Doamne, se va mai diminua. Se va, da. De stârpit sub nicio formă, n-am auzit să se stârpească. Da, dar știți că ai dat treaba, nici camerele și nici becurile nu vor prinde hoții. Acum au cer iertare. Deci, în consecință, nu trebuie să facem de aici. Deci, în consecință. Deci, mai... deci, nu putem să ajungem acolo. Haideți să ajungem. Haideți să ajungem la părintele la rugăciune. Haideți să reveniți la proiect. Haideți să terminăm la proiect. Haideți să... Discutăm de lista de investiții, domnul. Da, dar nu avem. Și au prins. E lista de investiții prins iluminat public. Nu, dacă vă uitați cu atenție, este este doar rețeaua de iluminat public, panou fotovoltaic, domnul. La loc, urmăriți, este și cea de domnul. Nu, dar aici este și cea de. Și
Și aveți șoferi de la mapă, da? Deci, nu există nici domnul primar. Deci nu, eu am citit lista asta de unde s-a plăcut noaptea. Haideți că nu-i prins, stați liniștit, că nu-i prins în lista de investiții. Haideți, domnul, să mergem mai departe. Nu-i domnul, dacă avem și cerim pentru unde sunt. Și unde sunt resurse. Da, vă rog, continuăm. Să scrie domnul lista asta de investiții nu poate fi votată la pachet. Deci trebuie să alegem foarte bine să discernem ce facem cu banii publici. Corect. Listul este foarte frumos. Înțelegi? Deci e băgat în perioada aviației. Dar nu poți să închid un avion. O muscă, o gâscă, o mai închid cu prin spate. Adică scarabinii rămâi cu muscă. Înțelegi? Deci eu aș propune, fără de sentimente, lista de investiții, soamnă, să gândim bine și să chipzuim ce putem face. Păi 10.800.000 sunt numai calcul de fezabilitate. Ce-a prezentat doamna Nina, așa, din mers. Ați fost atent la ședință. Așa. Deci, venituri proprii, 27.000.000. Nu mai scăpați drumul meu, prima chestie. Nu, n-ați 27.000.000. Ce-i 27? Nu, dar haideți momentanele. Spune, lista de investiții. Să gândele la o credință un test. Și să o pune fiecare în parte. Asta trece, asta nu trece, asta trece, asta nu trece. Sunteți cel mai vechi consilier, am să zic că poate nu e bine. Cel mai vechi consilier cu cea mai multă experiență. Iar o spun cu rușine, lista de investiție este parte integrantă la aprobarea bugetului. Bugetul, când se aprobă, se aprobă și cu lista de investiții. La pachet. Sunteți cel mai în vârstă consilier local. Dar mai mult 14 miliarde. Și a trebuit să ieșiți. Și de personal. Și altea de nici ori mai țin. Deci, nu trebuie nouă extraordinară, ulterior, și o fiecare în parte. Asta, dar să luăm la parte. Să nu avem de... Ia, face cu cineva... Că să zicem... În puterea dumneavoastră. Da, face un amendament. Deci, eu vă reamintesc că lista de investiții este parte componentă la adoptarea bugetului de stat. Știu, știu. Deci, am în vedere, sunt cel mai bine consilier, câte proiecte de hotărâri s-au dat, dacă se păstrau banii ăștia așa, dacă tu n-am, mergeți 10.800.000, numai cadrul de fezabilitate și proiectești, foarte bine. Mă întorc la acest moment, nu ați fost atenți la discuții, pentru că în aceste sume sunt și sumele rămase lăsate de la proiectele finanțate de la diferite instituții ale statului. Aici, în cele 10 miliarde, sunt parte din sume rămase necheltuite, la școală, la distanțare, și așa mai departe. Da? Sau de la instituțiile finanțatoare, ajungem la 10 miliarde. Ca să înțelegeți bine, poate n-ați înțeles. Da. Deci în 15 ani de s-a ființat un act de acrabul de fezabilitate, mai trebuie să facă o bază, să ducă extraterestri la noastră doamne. Deci a fost trebuie să vrut așa de așa. Deci e mare suma de bani care sunt cheltuiți. Domnul secretar, vă semnați și vă spuneți, domnul secretar. Domnule! Asta privind cu banii la... La părinte. Am spus să luăm 10.000 de la nomenclator și să dăm la curte. Da. Bun. Cine este pentru? Da. Da. Cât aveți? 7. Opoziția. Și 2 sunt pe
Dar nu e opoziție pentru bine, Nicoletu, să rezolvă așa, tot vine pe aici, de el ușor e nu mai a promis și tot, dar sperăm că... Dar acum nu era spre bine, acum mai spre dar nu, Să se pună la punctul pe care domnul Comorat. Da. Citiți ce ați scris, domnul Comorat. Citiți ce ați scris, domnul Comorat. Un pic mai explicit, că domnul Comorat vorbea prea agitat și... Agitat ești tu, și ai pasul era la care. Pasul era zborat. Domnul consilier local Comorașul Ilie propune fără resentiment ca lista de investiții să fie amânată pentru o altă ședință ulterioară ca să fie dezbătăm pe fiecare sumă. Pe fiecare, pe fiecare. Deci, da, până acum am văzut asta. Deci, da, până acum am văzut asta. Deci, aproape pe fiecare în parte de urmă. Deci, mai merim o dată să analizăm iar încă o dată. Să ne dezbătăm pe fiecare în parte. Să ne dezbătăm pe fiecare în parte. Și să vă spun, zic că prea nicio acuzați. Zicați-vă în picioare. Deci, problema este, care trebuie și poate să treacă toate. Dar pe fiecare parte. Echipament din Cine este ministrul investiții? Pentru lista de investiții. Deci a se discuta la o dată ulterioară, da? Da. A se discuta și a se discuta la fiecare în parte. Deci 14 astea puncte. 14 puncte, nu le votăm la valor. Le votăm la parte. Cine este pentru? 3, 4, 5. Deci... Balotaj. O secundă. Nu, 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 deci, să vă dați amendamentul, ca să luăm 10.000 de la nomenclator, să dăm la iar cu soacra, 5 la 5 balotaj pentru amendamentul domnului. Și acum trebuie să propui să votez în proiectul. Nu e trecut. Nu e trecut. Nu e trecut. Nu e trecut. Șapte. Șapte pentru.
Vă mulțumesc! Nu mai fac nimic! Domnul primar, vrea să fie 45 de zile, să se pune din nou șansa și dacă nu trecea 45 de zile. Să știți că vă chemam cu ședință extraordinară pe care să o fac în mâine, pentru că până pe 19 bugetul trebuie prezentat. Domnul primar, dar nu aș cerut cel din concert, dar și în cealaltă. Ce probleme era? Da, da, scrie și când, spune. Păi nu, dar nu, dar nu, dar nu, dar primarul pe cine, pe când își ia concert? Domnul Colașu, Comorașu Ilie, Antigalina, Și Măruț Claudiu. Nu, domnule, știu, ne-ați spartez că sunt șapte. Șapte pe șapte. Da, zic, vă rog primul. Așa. Așa. Următorul proiect. Cât am mai ajuns de sala? La 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cortului de execuție de venituri și cheltuieli a bugetului local al Comunului Prejeș, județul Bacău, de la data de 31.12.2019. Da, veniturile la bugetul local la 31.12, domnul primar, zice aici, au fost realizate în proporție din 42%. Să nu 72, trebuie să ajuns 71 venituri proprii. Adică așa. Aici sunt incluse și subvențiile care au fost estimate ca și încasate, adică la lucrările care nu s-au terminat. Acele excedente. Din cauza asta scade proporția. Adică trebuia să ne dea din 20, repet, ca să înțelegeți, am făcut solicitare de trage la APV pentru cele aproape dacă 10 miliarde în 25 iunie, nu i-am primit și ca atare, n-am reușit să realizăm veniturile. Dar nu este un fapt imputabil nou. Ok, ceva. Hai să spunem la văd că trebuie să suntem la 3, până la 12 și mai aveți și mai aveți revers. Acum tu ești cerții. Da-ți-mă. Așa. Proiectul numărul ați consemnat? Da, dar nu. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea defecturii în anul 2020 a concediului de odihnă aferent anului 2019 și cine efectuat de către primarul Comunii Prăjești, pentru Bacău și de către vicele primarului Comunii Prăjești. Deci, doamna contabilă, aștept evidența cheltuielor, pe acele... Facem mă scriu la cuvânt, domnul președinte. Mă scriu la cuvânt. În primul rând, să știți că îi aprobăm viceprimarului Bocăi Iulian concediu. Și eu, sigur. Citiți și rândul. Ok, deci, îl aprobăm, domnului Bocăi. De două ore greșit, domnul secretar. De două. Cine scuze? Da. Este greșea de tehnologie. Da, da. Da, da. Având în vedere că domnul Bocăi a fost vin, cu anul 2019, iar e posibil să ai dat. Trecem peste, nu-i nicio problemă. Dar aș vrea să-l întreb pe domnul primar. Legea prevede că doar în situații excepționale în care pe decursul anului respectiv nu ați efectuat concediu din cauza că ați avut ceva excepțional de făcut. Și dumneavoastră și domnul viceprimar nu ați efectuat concediu. Dacă îmi venim, eu să vă de ce trebuie să vă decalați în fiecare an cu concediu? Dați-mi voi vorbim. Acolo să facem expunere. Vreau să-mi spun, dar s-a avut multe proiecte de reale concurs. Și a fost necesară prezența pe care vă vedem. Domnul secretar, asta nu este o scuză. Deci legea spune că... Deci, să-ți văd, nu mai știu care e articol, că le-am deschis și le-am văzut. Deci,
În situații excepționale, primarul, viceprimarul poate ceri să efectueze concediu în anul următor, doar dacă nu l-ați efectuat din niște situații excepționale, nu doar așa că, bineînțeles, nu doar că ați avut diverse proiecte, adică asta nu este o scuză da, ca să nu fi făcut câte două, trei zile pe săptămână. Până la jumătate anului nu mă simțeam obosit și n-am considerat că este necesar să-mi iau concediu. După jumătatea anului, am avut înlocuitor, în cazul în care plecam în concediu, pe domnul viceprimar, care era mai nou în funcție și am zis toate din tință de experiență, nu fac o greșeală și n-aș vrea să-l supăr că n-am avut încredere în dumneavoastră, dar am zis să-l formez. Înțeles, dar în situația asta am ajuns în 2020. Când am făcut asta, ai venit să termine treaba. Da, domnul primar, nu te supune la vot, mama e la treabă. Ce supune la vot? Cine zice? L-am înțeles cu toții, trebuie să vă pus să-i lasă. Da-ți-i la răzbări. Da-ți-i, bun. S-a apropiat. Hai, domnul, trei. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local ce se vor executa la beneficiarii legii. Cu beneficiarii legii. Nu e ca pedepsă? Da, ca pedepsă. Adică nu e corect să meargă la să curăți islazul, când vreau să-l curăți aia care dețin animale. Ca să curățe șatul, e corect, sunt de acord. Consemnați? Da, chiar loc să consemnați. Nu vreau să... Dar nu vădeați, ca să consemnați, poate consemna unul. Adică nu văd unul care să meargă să curăți islazul, că... Să știți că am o noutate, anul acesta, și am și inițiat deja un proiect, sau o solicitare instanței, cei care au amens și nu le achită din diferite motive, răi, glavnici și așa mai departe, sau pentru amens la legea 61, am solicitat instanței transformarea amenzii în zile de muncă. Și poate ar fi ca domnul primar să curățați și drumul până la Traian și până la Ursoaia, marginea drumului, pentru că este, chiar dacă e drumul județean, este al comunei, pe teritoriul comunei, adică drumul ăla, nu te zice că e mai puțin important ca o râpă sau ca altceva. Curățăm, dar în toamnă a venit ploaia, zăpadă și n-am. Dar nu în toamnă, trebuie după ajutul soarelui. Hai, vorba, era următorul. Povestitul, mai faci incident. O să vă fac o surpriză la final, la diverse. Proiectul numărul 6. Bun. Putem continua. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru actualizarea planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism aferent comunei Prăjești, județul Bacău. Vă explicam puțin mai devreme. Anul acesta, în vară, expiră planul urbanistic general. Planul urbanistic general poate fi aprobat o singură dată, dar obligatoriu trebuie început demersurile de reactualizare. Dacă dumneavoastră, până la ședința viitoare, puteți veni cu o problemă, să extindem intravilanul, să declarăm o zonă ca zonă industrială, să, nu știu, diferite propuneri,
în sensul care este prevăzut în planul urbanistic general, vă rog să vă gândiți. Și... Domnul Herman, vă rog, ați spus un problemă. Așa vă ca o întrebare, nu-i ca o întrebare. Acolo, la, de exemplu, unde era Nicul Antica, Sclafâne are, sau a avut terenul ăla acolo. E intrabilan, pentru că este o vilă făcută deja în fund. Unde are Paulina lui Antica, băi, Antica? Eu vreau mai simplu, așa am făcut. Dar unde să mai intrabilan acolo? Da, mai trebuie tot scrie, intrabilan sau intrabilan, e simplu. Dar e o doamnă, dar la... Vrem să vindem acolo și... Redactarea sau, mă rog, când s-a făcut planul urbanistic general aprobat în 2010, să știți că anumite suprafețe din teren au fost introduse în intravilanul comunei. Și mă refer la terenul din spatele caselor, celor care stau aici pe strada principală, cum e la Gianina, s-a extins intravilanul. Da, ăsta n-a fost, zic eu, o idee rea. Nu pot să spun că a fost o idee rea, dar ne afectează puțin la cadastrul general. Nu putem, ne încurc acolo la făcut măsurătorii cadastrale pe programul sistematic acesta. Mă rog, eu am adus la cunoștința celor la oficiul de cadastru problema asta, sper să găsească o soluție legală și să apară, nu știu, precizări. Să putem face ca... Aveți în cadastrul la 26, acolo aveți și intrabilan și extrabilan. Puteți să-l cadastrați tot. Asta e la idee. Da. Și o bucată de la drum încolo, exact, plus 100 de metri intravilan și restul extravilan. Da. Și atunci omul îi dar îi face să nu mai fie extravilan. În ideea asta v-am rugat, dacă aveți propuneri, să extindem sau să declarăm o zonă în zi, sau altceva, în anumite zone unde considerați de astea că sunt de importanță, rugămintea la propunerea. Spune la propunerea. Cine este pentru? Cine este pentru proiectul? Audio doar. Proiectul. Unanimitate, consolidare. Și domnul primar, n-au urmă, mulțumesc nimic. Ce spuneți? La care atât ne-au auzit unanimitate. Așa auziți. Ați semnat consolidare. Mulțumesc, domnule Bani. Ne-am mulțumit de sub. Așa. Proiectul numărul 7. Proiectul 7, mare atenție, vă rog. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor dispuse de Camera de Conturi, Bacău, în raportul de audit numărul 1561 pe 09 a 12-2019 și a deciziei numărul 1 pe 10 a 2020, încheiată în urma acțiunii de audit financiar asupra bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară, încheiat pe 31.12.2018, efectuată la OAT Comuna Prăjești, precum și decizia numărul 36/2/17/2020 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse de, prin decizia numărul 36/16/2016. Prezentați-i dumneavoastră, domnul primar. Periodic, adică o dată la 3 ani, Camera de Conturi execută audit extern la toate unitățile administrative teritoriale, indiferent de mărimea sau de natura acestora, adică de la cea mai mică comună până la Guvernul României. Este bun. Anul acesta, la noi a venit după 3 ani și 3 luni, au stat 55 de zile la noi. Aveți raportul Curții de Conturi, n-au constatat deficiențe, fraude, n-au constatat fraude de natură financiară în urma controlului, dacă l-ați citit, evident, au constatat niște nereguli organizatorice, imputabile mai multor categorii, contabile, celor de la urbanism și așa mai departe, primarului, nu numai, dar nu sunt daune sau prejudicii din punct de vedere financiar. Da, da, suma e foarte. Dați-mi voie să mă scriu la cuvânt. Pe pagina 48 a raportului Curții de Conturi, domnule primar, și la finele paginii avem un felul următor. Ia să vedem. Auditorii au stabilit erori materiale totale
în sumă de 6.823.653 de lei. Abate privind 48, domnul primar. Bun. Deci, erori materiale totale. Așa. În sumă de 6.823.653 de lei. Care au afectat situațiile financiare încheiate la 31.12.2018, având impact material asupra acestora și influențând tipul opiniei de audit, adică ați primit opinie contrară. Adică există o eroare materială. Da, domnul primar. Bineînțeles. Păi, avem convingerea că auditul efectuat oferă o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre în condițiile în care valoarea erorilor la nivelul totalului categoriilor audiate însumează 6.835.910 lei, da, față de un prag de semnificație de 99.899. Da. Adică există o sumă care zice că este eroare materială. Adică, dacă o luăm și vreți să o luăm pe capitol, o luăm, dar nimic de ora 10. Dar aș îndrăzni domnul primar, da, doar vreo două chestiuni să vi le supun atenție. Una dintre ele privește aleea pietonală, refacerea aleei pietonale de lângă biserică. Pentru care a făcut plângere. Pentru care eu, vă rog. Și zice așa, că cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a sumelor achitate pentru realizarea obiectivului refacerea aleei pietonală și așa, auditorii publici au reținut următoarele aspecte. Entitatea nu a înregistrat în mod corespunzător operațiunile economico-financiare privitoare la reparația capitală efectuată în acord cu dispozițiile legale, respectiv ca o creștere de valoare a activului rezultat. Și mergem mai departe, nu mai puteți și în paranteză, că e conform zicii legii care e și așa, sau paragrafii și așa. Trebuie să ajunge și la prejudiciu ca aici. Deci, recunoscând valoarea totală a activului de 32.852.83, da, ca și cheltuieli în exercițiul bugetar 2016 pentru manoperă în suma de 15.000 de lei, da, și respectiv 2018 pentru toate bunurile achiziționate cu titlu de materii prime și materiale consumabile care au fost puse în operă în scopul construirii acestui activ patrimonial. Bun. Dacă vreți, vă citesc cum a capăt. Păi nu, dar trebuie să ajungeți la concluzie. Cu ce s-a greșit? Haideți, continuați. S-a greșit că le-ați înregistrat, că nu le-ați înregistrat când trebuia, domnul primar. Asta era ideea. Nu s-au înregistrat consumurile. Din magazin nu s-au scăzut consumurile. Citiți-vă rău până la capăt. Dar nu am ce să vă... Trebuie să vă citesc două pagini. Nesocotind dispozițiile... Păi ce să facem? Păi nu faceți afirmația decât pe jumătate atunci. Domnul primar, nesocotind dispozițiile mai sus invocate și principiul contabil al contabilității pe angajament. Da. Entitatea a procedat la înregistrarea în evidența contabilă a unor documente justificative în valoare de 17.852 de lei, da, întocmite ulterior operațiunilor financiare, al căror conținut îl reflectă, cu scopul reglării stocurilor scriptice, cu notele de intrare, recepție și abonurilor de consum corelative, care fac obiectul anexei numărul 8 la procesul verbal de constatare, momentul efectiv al punerii în operă a bunurilor a fost semestrul al doilea al anului 2016. Corect! Deci, așa este. Da. Așa este, bun, da? Bun. După aceea... Am zis că vine final. Păi, vreți să citești până la capăt? Păi nu. Pot să vă explic? Da, domnule. Pentru că ajungeți la, la concluzii unde instituția spune că n-au fost constatate fraude. Ați citit mai devreme și nereguli, operațiuni financiare. Adică, vă explic ca să înțelegeți, trebuie să vă explic ca să înțelegeți. La această lucrare, primăria a achiziționat toate materialele, adică ciment, țeavă, plasă, scândură, cuie și ce-a mai fost acolo. Noi am plătit doar lucrarea de manoperă, spune acolo 15.000, da? Bun. Activitatea într-o primărie este structurată pe compartimente.
Domnul Antica Ștefan este magazionerul instituției, dumnealui, a predat materialele, s-au pus în operă, s-a făcut cimentul, s-a băgat seama, s-a vopsit tot ce și le-a scăzut în evidența contabilă în 2018. Scrie undeva acolo că este o fraudă, că au dispărut bani, bunuri sau materiale? Spune că nereguli, nereguli, neregistrare, adică corect, neregistrare, deci nu și le-a registrat la momentul corespunzător. Dar de ce a spus Antica Ștefan? Pentru că dumnealui este magazionerul, cel care a gestionat materiale din magazin, tot ce are. Deci dumnealui, Antica Ștefan, a recepționat ciment, plasă, sârmă, cuie, repet, toate materialele care au fost în operă, dar le-a predat firmei, societății care făcea această lucrare și nu și l-a scăzut decât în anul 2018 din inventarul din magazin care le avea. Acela nu s-a întâmplat și cu carburantul de la furgon. Da, carburantul. Carburantul l-ați înregistrat în 2017 deloc și l-ați înregistrat în 2018. Da, așa înțelegeți dumneavoastră. Dar zice că l-ați înregistrat cumulativ. Da. Deci toată pe 2017 cu 2018 totodată. Neexistând voi de bani mulți, FAZ-urile care trebuiau făcute toate la timpul lor. Adică, nu corect? Nu că nu există. Foile parcurse există. Contabila, dar cel care avea, și de data asta, tot Fănica Antica este cel care are în primire furgonul, este răspunsător, îl are, dumnealui îl are pe inventar. Așa? Ar fi trebuit ca să o clarificăm cu benzina, să mă duc la Registrul Autoromân, la București, să facă o notă de constatare, să-mi spună cât consumă autovehiculul la suta de kilometri. Dacă la Duster avem de la RAR un act de constatare cu care se constată mașina asta mănâncă 10% și îmi face calcul. Doamna contabil a înregistrat kilometri și a scăzut la final de an 2017 sau 2018 consumul pe kilometri. Trebuia să facă chestiunea asta lunar. Dar ca să fac chestiunea asta lunar, va trebui să mă duc la Registrul Autoromân să dea act de constatare. Pentru Duster am. Și probabil că aveți, domnul primar, aveți dedus la îndeplinire dumneavoastră toate... Scrie tot acolo ce trebuie să faci. Bineînțeles că aveți la fiecare, 49 de pagini în raport. Corect. Plus avem 3 noti din astea din... Dar vreau să le citiți și pare, vreau să le citiți și pare. Așa, domnul primar, măcar bine, măcar bine. Dar domnul primar, voi... Așa. Deci, în principiu, aveți foarte multe documente care nu se înregistrează în ordinea care trebuiește și deci nu se înregistrează în ordinea... Nu s-au înregistrat. Nu s-au... Domnul primar, sunteți primar din 2016. Corect. Angajații din subordine dumneavoastră viați direcționar și trebuiau la fiecare document să fie înregistrat în evidența fiecăruia în modul în care au venit succesiv. Aici, da. Conform la asta, zice că sunt foarte, deci sunt foarte multe, mi-am făcut multe notiții, dar deja e ora 4 și ceva și dar suntem de atâtea ori. Dar dacă nu e 4 și ceva, mai stați și citeți acolo prejudiciul creat de OAT, sub conducerea mea, doamnă. Ce prejudici am creat? Financiar. Da? Că... Deci, că după aia vă rog să citești și timpul acelalte măsuri care trebuie să le facem pentru ducerea la deplinire a celorlalte decizii din 2010-2013. Dar trebuie tot dumneavoastră. Corect, corect. Da. Deci, citiți vă rog prejudiciul creat de primărie sau primăriei sau comunei de către primarul comunei Brejă și ceilalți angajați. Păi ăsta este domnul primar. Care? Suma totală asta de 6. Doamnă, aveți ultima pagină acolo. Sunt concluziile. Scrie undeva. Da, înțeles. Scrie undeva că e un prejudiciu, au fost nereguli de înregistrare. Erori materiale și zice abateri privind veniturile, 6.500 de lei, 37.395 plăți nelegale, plus 6.700 plăți nelegale la ce, doamne? Dar uite, aveți dumneavoastră... Dar citiți și la ce, ca să înțelegem la ce. Păi, dar plăți nelegale, asta este concluzia, mi-a zis să citesc concluzia. Da, la plăți nelegale... Dar ce vreți să-l ia, vreau să le adunăm pe fiecare... Doamnă, dar până asta trebuie să... Dumneavoastră trebuie să decideți la finalul acestui proiect ce trebuie să faci. Da, bineînțeles. Dar asta ce ne curte de curte? Ajungeam și aici. Ajungeți. Deci, domnul secretar,
dumneavoastră, în proiectul de hotărâre, aveți formularea în felul următor. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor dispuse de Camera de Conturi Bacău. În momentul în care zic însușire, înseamnă că eu sau noi, consilierii în parte, trebuie să ne însușim constatările și măsurile care au fost dispuse de Curtea de Conturi. Este o formulare greșită. Nu, aici, în asta, lăsați-mă ca să vă zic ce vă zice. După întâlnirea consilierilor locali, vă rugăm să ne transmiteți un extras din procesul verbal de ședință, împreună cu o copie a hotărârii luate față de măsurile dispuse prin decizie. Corect. Nu zice nicăieri că noi trebuie să ne însușim ceea ce au găsit ei. Dați voi, titulatura, dumneavoastră vă însușiți. Nu, ce nu, noi luăm la cunoștință. Dați voi. Nu vă taie domnul. Nu-i tot aia domnul, primar. Dacă eu mi-am însușit camera domnului, înseamnă că mi-am însușit-o, mi-am luat-o asupra mea. Ați luat apă că... au fost înregistrate greșit sau s-au scăzut din visteria, din patrimoniu, din magazia unității, bunurile materiale mai târziu decât trebuia. Omul le-a pus în operă și le-a scăzut din evidența contabilă sau din fișa de magazie mai târziu. Măsurile le-ați luat dumneavoastră și pe baza falogului. Nu, măsurile le-au luat. Măsurile le-au luat ei. Da, și le duc la îndeplinire. Dumneavoastră le duceți la îndeplinire, după care ei revin și vă dacă dumneavoastră și-au dat și adică, ați înțeles, deci nu stau eu să vă controlez dacă dumneavoastră v-ați spus documentele toate celelalte ordine că sunt angajații care trebuie să facă treaba asta. Așa este. Referitor la treaba cu însușirea, nu este corect. Deci noi trebuia doar să ni se aducă la cunoștință. Da. Adică să luăm act de ele, că ni le-ați prezentat. Corect. Că le-am citit. Corect. Și facem un proiect de hotărâre prin care noi luăm o măsură, adică îl împuternicim pe domnul primar, care trebuie să ducă la îndeplinire toate cele ce au dispus ei prin nota aceasta, prin decizia aceasta. Dacă vă uitați mai la subsolul proiectului, la articolul unde îl spune, împuterniciți primarul să ducă la îndeplinire. Păi asta faci să... Deci ați luat la cunoștință de abaterile care sunt și îl împuterniciți. Nu le duceți la îndeplinire. Hotărăște însușirea constatării. Păi cum să ne însușim în constatări? Și mai jos nu aveți un articol? Avem, domnul secretar. Dar care ar fi problema dacă dumneavoastră în proiectul de hotărâre spuneți că hotărăște, nu că dumneavoastră hotărâți, sau noi am hotărât de fapt de drept, că l-am împuternicit pe domnul primar să ducă la îndeplinire astea. Dar nu să ne însușim. A dat citire concluzie, din care rezultă că 6.835 lei, 10.000 lei, sunt considerate ca eroare material, da? Sau cum e? Deci, auditorii au stabilit erori materiale, da, în sumă. Erori materiale. Da. Erori materiale. Și scrie în paranteză abateri privind veniturile. Da. Da. Deci, pentru că nu v-am zis, privind veniturile plus plățile legale plus abateri financiare. Sunt din trei. Corect, domnul primar, cu ce v-am zis unde am citit? Bun, dar nu citiți și care sunt abaterile, adică plățile legale? Da, păi acum am 49 de pagini, dacă vreți să ați avut timpul necesar să parcurgeți materialul. Înțeles că le-a parcurs de acei codouri părți. Vă dați cu seama. Remitiv, prin urmare, stăpâniți materialul. Stăpâniți cu materialul. Dacă vreți să mă angajați, trebuie să faceți propunere bună. Ați luat la cunoștință spre Exebru că, virgulă, Curtea de Conturi n-a acceptat la plată 12.000 și ceva privind organizarea de șantier la cei de la canalizare. Am luat. Este o abatere. Sigur, am luat la cunoștință și de cei 21.000 de lei.
lei care ați plătit o firmă de consultanță când dumneavoastră aveați angajat pe domnul Diaconu și acolo vă zice că... Serios? Da, bineînțeles, cum să nu, dar vedeți că e aici. Bun. Așa, sau subcontractarea de la Cămin, că e în procentul acela de 3%, care undeva acolo e o chestie care nu-i corectă. Adică ce nu-i corectă? Dar dumneavoastră, așa, dacă vă angajez ca firmă să îmi faceți casă, eu vă iau și vă purific toți angajații, dacă unul vine de o altă firmă și are conale subcontractare, are un alt contract. După aceea, aveți redevența care de la suma nu ați încasat-o toată, da, suma corectă și așa? Da, la un contract de 2009, 1,13 lei, doamne. Nu ați încasat toată suma de la cei cu exploatațiile de la Cuș, de acolo cu... 24.000 de euro, da, și ceva, așa, da. Suntem în instanță, corect, ne judecăm. Nu am încasat nici 2.700.000 de la domnul Antica, suntem în instanță și cum? Așa, dar stați, că sunt mai multe după aceea. Sunt multe, deci... 16.300.000 tot de la domnul Antica, suntem în instanță. Alea sunt în vechile decizii, mă scuzați, haideți, nu ne amestecăm. Dar le găsiți, le găsiți. Sunt în vechile decizii. Da, corect, așa este. Nu, dar sunt, deci sunt foarte multe. Tocmai de aceea vă spun, aveți ceva... O secundă. Dar ce nu spuneți câți bani ați încăsat la domnul Vici, că a închiriat căminul pentru 4 ani de zile la toate prazul și pesașul, nu-a plătit un leu la Comuna Brăjești? De ce nu spuneți? Care cămin? Sala lui de festivitate. Păi și cum se claseze de la el, dacă era la el? Păi bun, da. Adică eu nu lucram cu ea. S-o casat ce? Ce-o făcut la lui? Ce s-o casat? Păi și dumneavoastră nu aveți treabă cu plătirea lui. Păi și nu aveți treabă cu plătirea lui. Ce treabă aveți cu plătirea domnului Vici? Păi dacă am zis la asta? Nu, domnule, dar oamenii spune ce se spune. Ce spun oamenii? Cum a plătit 2 milioane pentru frate? Oamenii spune ce vrei dumneavoastră. Scrie, așa, scrie în raport. Domnul Bărăt, hai că vizi că ai tineva. Să vreau să vezi, hai, faci și dumneavoastră lume frate și că așa au plătit lumea. Hai să dea lumea, domnule, 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 hai modificarea, da. Dar când permiteți, a fost o discuție urâtă între domnul Pompea, dacă vă spun prost, domnul consilier, nu sunt de acord. Corect. Și acum să facem vorbe de dumneavoastră? Ce trebuie? Chiar răspunde domnul, dacă e domnul. Păi, ședință. Facem amendament, vorbești urât. Deci. Ați făcut modificarea? Rugați-vă să stai atenți, că dumneavoastră o decide și ce e făcut. Păi noi, domnul secretar, ce-ați notat? Ați făcut modificarea de discuție. Și uitați, domnul Borog, el îi vorbește urând domnul Cătării, că dumneavoastră cu cealaltă și nu sunteți atenți, atunci ce faci? Cum ne împărțim? Haideți că trebuie să mai plecăm la muncă. Da, ați propus un amendament. Am propus din însușire să fie luată la cunoștință. Ok. Iar ca măsură, domnul primar este cel mai puternicit care trebuie să ducă la îndeplinire toate astea. Dar și zice aici la un moment dat, într-unul din paragrafe, că domnul primar împreună cu aparatul de specialitate duce la îndeplinire toate astea. Păi bravo, și treaba avem noi dacă trebuie domnul primar să ia să votăm noi. Da, n-ai cum, dacă nu facem proiect din hotărâri și asta, trebuie să-l trimit înapoi ca și-o răspuns. Dumneavoastră consiliere, nu putem în gestul domnului. Pe domnul primar să duc, pare termen și-o Dar vedeți că sunt unii care ne vin din 2013, prin urmare mai trebuie un mandat sau două. Nu. Dar nu în prima, nu are problemă. Dar nu are treaba asta. Nu are treaba asta, domnul primar. Deci, ați votat? Se pune la votare în galerul doamnei, da?
Deci, că se modifică însușirii din însușirii în luare la cunoștință, da? Spuneți la vot, domnul președinte. Se pune la vot. Ce este? Amendament, da? Amendamentul. Ok. Amendamentul. Da? Da, Lucian, a făcut amendament. Dar sunt mai bine însușirii. Chiar nu știu. Da, au fost să fac. Nu sunt aici președinte. Noi stăm în Bădii Gheorghe și eu stă și vorbește. Da, nu. Și voi asta. Da, hai, deja ai de zi. Amendamentul ca să se schimbi din însușirii. Luare la cunoștință. Am înțeles. Spune la vot. Proiectul cu amendament. Domnule, amendamentul. Hai, amendamentul. Hai să punem la vot. Cine este pentru? Domnul vicepreședinte. Aveți 6 pentru, da? 6. 6, nu? 6. 6. 2, 4, 6. Tu, Claudiu, nu știu. 4, 6. 6, da. 4, 6. 6 pentru. Abține. 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 4. Vă rog. Suntem la capitolul ăsta din Gaș, Curtea de Cunt. V-aș ruga ca la o ședință ce urmează. Să invitați avocații. Care ne venim în distanțe cu debitele astea care e tot și vă rog. Cu 6.265.000 să avocații. Da. Să-mi dea și nouă o notă explicativă, că noi îi plătim anual o sumă de bani de la buget. L-aveți cu gândul ăsta. Să știe ce termen suntem, suntem la fond. Luați-a la cum ar fi cât din cap. Da. Bine, dar nu cred că toate vă susține domnul secretar. Domnul secretar doar semnează ce n-ai înțeles. Bărbiesc! Foarte bine, dacă e bun. Hai să vă explic, domnul secretar, cum stăm cu procesele. Și unde avem... Deci stăm din bani și bani tot, n-avem. Da, avem și deciziile alea vechi, care nu s-au luat toate măsurile și la care încă mai sunt... Da. De 3 ani ne judecăm pe fond, într-un proces, l-am câștigat. Tot pe măsurile astea ale curții de cont, l-am câștigat. Și persoana care... Sunt și ați o pierdut, parcă unul sau două, dar... Nu. Am câștigat un proces cu fostul ordonator principal de credite, a formulat recurs și instanța a decis să ne judecăm de la capăt. Va mai dura probabil 3 ani, după ce terminăm faza pe fond... penalități din... Nu, nu, după ce terminăm faza pe fond, o să urmeze faza de recurs și care mă e în viață atunci, o să ducă la îndeplinire sarcini. De mai dau vreo 2-3 mandate la mine. Că n-am cum altfel, că nu merge. Da, domnule, cu, cu ăștia cu Index Explorer. Avem de vreo 24, echivalent vreo 24 de mii și ceva. 24.000 euro. Nu, nu, dar avem, avem și de... Nu, a intrat în faliment, a câștigat procesul, mă rog, a formulat recursul, după aia a renunțat, societatea a intrat în insolvență, cum e domnul secretar, nu astea ți-a avocat, eu sunt invers. Pentru credit 24.000 euro. Dumneavoastră te-a făcut un artificiu și am uitat din insolvență, au rezolvat final. Noi, dar am aflat și am făcut plângere pe la unul din oraș. Și urmează ca organ de cercetare pe care s-a aflat răspunderea administrativă, în sensul că avem la executare, se vede bunurile. Dacă au. Au un sau un dacic papuc? Nu, nu, nu. Asta este pe firmă. Pe firmă, dar nu știu că ai toate astea. S-a vizit acolo. Vreți dacă o dacic papuc? Aia mai au. Ce zice credeva? Ce zice credeva? Am atât prejut. Care am atât de mă. Vreau rămas ceva? Nu e la plăcut. Vă dați și vorbi de două cadre de două... Cum plăție? Deci, la unul din procese, la 16 miliarde, repet, inițiat de Curtea de Cont, ei au venit să judecată pentru prejudiciu. În primă fază ne-au respins cei de la, mă rog, instanță. Nu ne-am, noi am căsătrit parte civilă, să vorbim pentru noi cu prejudiciu. Ne-au respins până la judecare pe fond. Am acționat acum că ne-au constat și ei de la Curtea de Cont, am acționat din nou în judecate, vedem ce se va întâmpla. Dar dacă un proces pe fond se duce 3 ani, 3 ani și ceva, după care urmează faza de apel sau de recurs, vă închipuiți cam cât de repede se poate recupera. Dar mă fac că avem de exemplu cu Proiect Moldova, avem de plătit. Pentru sentință, 24.000 de lei și cu penalități. La? Păi nu știu, un proces. Proiect, între intrarea verificată și trece
proiect Moldova, s-au derulat acțiune pe operațiuni comerciale în baza contractului și așa, așa. Și la un dat s-o judecat. S-a constatat că OAT Prăjești a fost obligată prin sentința în care a judecătorii la plata debitului principal de 22.000 și penalități de întârziere de 19.000. Ce s-au plătit? Prejudiciu, să știți că a fost mai mare decât debitul. Da. Penalitățile mai mare decât debitul. Păi nu, de asta zic că erau două situații de genul ăsta. Avem dosar firmă, numărul 2.700.000 instanță au aprobat pentru să fie recuperat de la fostul odonitelor. Am ajuns în apel, instanța a dispus efectuarea unei expertize, o să vină expertiza, expertul va stabili și instanța va fi cea care va decide dacă, într-adevăr, vă puteți să facem vinovat de achitarea de vinovat. Mai cu un dosar de 16.000.000 și termen instanță, da. A dispus instanța expertiză, urmează să recuperez expertiză și apoi la instanța să... Dacă am recuperat toți banii aia, mi-a aprobat singurii să le investiți. Aveți, tot la fel, domnul primar, și acolo sunt tot de mult materiale, să știți. 90% au fost tot de mult materiale, să știți, eu știți cum am mai discutat pe tema asta. Nu, dar... Tot de mult materiale, adică din greșeli, din faptul că n-au fost hârtiile făcute la timp, la momentul ăla. Adică, tocmai asta era ideea. La fel cum la dumneavoastră acum, păi dar cum sunt, deci sunt greșeli de-a funcționat la timpul ăla. Doamnă, ce e o eroare materială? Faptul că acolo aia se poate păstrăși și păr, numi o eroare materială. În loc de somon, a trebuit un burg. E oare materială. Aia da. Aia nu înseamnă că a creat un prejudiciu, faptul că i-a schimbat din greșeală în moment. Ăla nu-i prejudiciu. Aici spune eroare materială, o scrie prejudiciu. N-am fraudat cu nimic. Nu am încasat sume, salarii ilegale, n-am făcut plăți nelegale. Aveți. Ce? Nu aveți, domn primar, dar aveți pagina deschisă, mai citiți tot atât din paranteză. Punct cu punct, la fiecare. Da. Dar citiți... Și spre exemplu, Pietra Trans, că aici poate dorește domnul, nu? Pietra Trans, i-a imputat un lucine de la fost un cămin cultural. Nu numai un lucine. Nu numai un lucine, domnul. Nu numai un lucine. Ce? La avans? Aveți. Ce e avans? Chestia cu avansul nu, dar aveți și alte materiale pe lângă urluce acolo. Ce nu numai urluce. Ei, păi, dar vedeți, adică noi trebuia să citim materiale, dar dumneavoastră nu știu. Foarte bine, eu nu știu. Eu sunt multe. Interniți, așa și care se arăsează. Sunt mai multe, să știți acolo. Nu, am întrebat. Dar acum, ce sunt bravo, nu așa să vă ce spune? Știți bine. Deci, haideți că sunt mai multe. Știți bine. Bă, știi, tu ești nu în adevărat, dar ești dreapă. Da, nu știu. În serie. Știi, dar știi. Era acolo la jos sfert, nu aici. Da. Ești acolo, oricum, stai cu stupă. Mergem mai departe. Mai departe. Mai departe. De cine, ce trebuie să facă? Cu dumneavoastră trebuie să duceți la îndeplinire sau? Corect. Ce v-a zis? Cum te-a pe controlul curții de conturi, pe mandatul meu. Pe mandatul meu. Da, avem și al celelalte două la... Dumneavoastră, le duceți la îndeplinire și pe celelalte, că atâta să-și puteți, domnul primar. De cine? Cât aveți atribuții, că da, că e să aplică la conturi. Este decizia... Vedeți? Dar sunt deja procese intentate din primărie, adică domnul primar deja o lua măsuri din deciziile alea. Cum să le lăsăm suspendate? Doamna de la adrese, adresată dumneavoastră, consilierul local, spune că vă însușiți, dacă domnul secretar n-a luat la cunoștință, n-a secretar la mine, dar nu, ăsta vreți scris de domnul secretar în proiect. Așa, deci, în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 70 din data de 20.09.2013. 2013 se referă la mandatul 2010-2013, urma controlului. Vedeți, se duc în spate cu 9 ani, 10 ani. Așa. Și aici trebuie să iau niște măsuri de ducere la îndeplinire. Eu nu pot să bat la poarta cu vrea să spun dă-mi aia 2 miliarde înapoi. Nu am... calitatea. Eu mă adesez la instanțe penale și instanțe. Ce le spune judecătorul, aia este sfânt. Deci, prin urmare, să nu surprindă pe cineva când se va... Acum, 2012-2013 era viceprimar. Dar nu sunt prejudicii, domnule. Era viceprimar, atunci, domnule.
s-a făcut deciziile, s-a dispus, au venit, au dat bani, sănătate. 12.000 de lei. Ce zice domnul Stratic? Era domnul 2013 s-a finalizat controlul. Controlul a fost între 2010 și 2013. Atunci a ținut din asta la altă. De ce ținut asta la altă? Era Dar mare parte din ele, domnul primar, deja le-ați făcut. Că ați intentat dumneavoastră mai devreme. Că ați intentat proces. Și trei, domnul primar, și trei. Fără număr, fără număr. Lăsăm decizia să fie acord și de codul decidui în noi. Dacă dumneavoastră, deci amendamentul cu care de la însușire. Domnul însușit și-a dat la codul. Ok. Și mandatul de domnul primar să ducă la îndeplinire. Și am terminat discuțiile. Și ăsta e răspunsul care le-ați dat. Domnul primar, e vorba. La vot. Nu, ăla a fost pentru amendament, acum e pentru proiect, cu tot cu amendament. Ce sunt treabă? 6. Care-i 6? 3, 5, 4, 5, 6, 7. 8, 8, 8, 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea demarării procedurii de achiziție pentru obiectivul de investiție, modernizare iluminat public din Comuna Prănești. Vedeți? Aici aveți ofertele care vă spuneam, cu lămpile, din ce constă, posibilități de finanțare și așa mai departe. Eu zic că după... Punem la tot, că la așa trebuie deci, și așa trebuie. Domnul primar, dumneavoastră aici, să înțelegem că vreți să faceți... Să lucrim lămpile. Să lucruiți lămpile și vreți să faceți... Cum ar veni dacă se hotărăște că e proiectul de la Ierbi, cum prumut pe 5 ani de zile, nu, rată, nu prumut, rată. Pur și simplu... E o rată. Da. Bun. Nu știu dacă ați calculat, dar rata are și dobândă aferentă, cred că știți, 5%. Am calculat eu, vă spun 100 de mie. Ies în jur de 750 de lei o lampă. Așa. Așa. Și probabil logic ar fi fost ca acum la proiectul ăsta să avem în spate și calculul pe care dumneavoastră ați zis că în 3 ani de zile se amortizează investiția. Deci logic ar fi fost ca să ne fi zis, noi am plătit în ultimii 3 ani atâta curent electric, atât am investit în asta și așa și pe dincolo. După aia luăm pe partea cealaltă. Valoarea totală a proiectului, cât preconizează ei că vom plăti curent electric și una și alta, ca să vedem dacă într-adevăr se amortizează. Da. Pentru că, acum, nu știu dacă ați observat sau dacă știți, chiar duminică seara l-am văzut pe domnul Fechet, de la Traian, care a fost la noi cu domnul, da. Așa, e subsecretar de stat, sau nu știu ce, la Ministerul Mediului, da. Și așa. E secretar, secretar de stat. Așa. Ministerul Mediului are, că de asta vorbea în articolul, în știrea aceea, deci are un proiect pentru schimbarea lămpilor de iluminat public, cu LED, da. Dintr-o valoare de 80 de milioane de lei noi și așteaptă primăriile și autoritățile locale să depună la minister proiecte ca să ne dea ministerul să ne ajute să schimbăm lămpile cu LED. Adică să nu mai facem împrumuturi pe 5 ani de zile. Tocmai de aceea eu v-aș propune, da. Să vă interesați un pic
și să vedeți, poate putem să luăm și să facem și noi un proiect, să ne ducem prin Ministerul Mediului să schimbăm lămpile din sat și să nu facem cum ar veni un împrumut pe o rată pe 5 ani de zile și noi, pentru că noi deja avem împrumutul de la canalizare, plus celelalte proiecte care au nevoie de bănuți și atunci, încă 6.000 de lei la an, uiteți, destul de mult cel, nu 6.000, 6.000 la lună, 5.600 și nu știu cât la lună. Da. Și atunci este o sumă destul de frumușică. Și nu cred că ar avea sens ca noi acum pe ultima sută de metri, așa, pe ultimile luni de mandat, să mai împovărăm satul pe 5 ani de zile. Nu de altceva, dar cei care vor veni în urmă să nu ne arate cu deștul, să ne zică de ce am votat chiar așa în ultimile luni încă un proiect de ăsta. Eu aș propune, dacă ar fi, să îl reanalizați și poate să facem un proiect de iluminat prin Ministerul Mediului și poate e și mult mai avantajos, că sunt în mie, o să dea și ceva, adică n-am prins știrea de la început și tocmai de asta nu știu exact despre ce și cum e vorba. Deci ar trebui să reconsiderăm un pic proiectul ăsta, pentru că e cam din pripă treaba. Sau, da, doriți să-l analizăm, să-l lăsăm pe următoare și să-l lăsăm pentru eventual și până la ședința următoare, ori să fac un calcul, să vedem și noi de amortizare, să vedem dacă într-adevăr se amortizează în 3 ani sau dacă cumva nu cred eu că să fie chiar așa, sau eventual poate studiați oferta de la Ministerul Mediului și să vedem... Oferte cu panele solare nu sunt domnule. Avem unul care... Asta de 50.000 de euro, valori mici. Traiana, pe exemplu, au pus ei 50.000 de euro, 50.000 de euro la gaz. Și au dublat numărul de zi. Este și ăsta o soluție cu panouri fotovoltaice, că acolo e mai... Cum mă propun Eu propun să reanalizăm. Deci ori să amânăm pe altă dată, ori ca să vedem altă dată. Bun, să puneți la vă propunerea noastră. Păi cu consemnat. Da, să amânăm. Cu consemnat, da? Bun, cine este pentru? Mai următoarea ședință. Da, între timp să vă interesați, să vedeți și cum s-a făcut. Da, o anumită. Bine, că mă interesează și eu cum s-a făcut. Tot ce interesează. Dar... Îi pregătim o ce... Dacă vin cu o soluție bună... Dacă vin cu o soluție bună... Vă invit lângă lui. Serios? Am mai primit o invitație de asemănare? Ca și consilier. Dacă este la de la... Amendament? Dacă vă spun amendament? Dar ce mai trebuie? Am făcut amendament? Amendament de amendare și nu mai tot proiectul, da? Da. Vizie și aia. Hai, orice. Știți pe ultimul obiect? Da. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgat Gris, Delgrid Gaz, ESA, asupra terenului în suprafața de 126 de metri, aparținând domeniului public al Comunei Prăjești. Explicați-ne la cum ar fi situația de 126 de metri. La dispensarul medical, dar fiindcă spațiul, terenul este mic acolo, în proiectul tehnic este prevăzut încălzire cu centrală electrică, două centrale electrică structurate pe două etaje. Prin urmare, suntem obligați să aducem curent 380. Datorită faptului că firmele de curent electric sunt îmbătrânite, nu sunt la standardele actuale, sunt subțiri, nu există. Nu, dar nu au tensiunea suficient. Au urmărit 220, are 1,95. Soluția pe care am dat-o, soluția tehnică pe care a dat Delgazlinul, să aducem din punctul de transformare curent electric până la dispensar. Adică de la frăzică până la dispensar. Sunt 126 de metri. Presupune că face săpătura la 1 metru, pe lungime rezultă 126 de metri. Ei fac săpătura asta și bagă cablul, dar dacă ferească Dumnezeu să întâmplă ceva, noi le dăm acceptul să poată interveni. Acum, dacă prin absurd se întâmplă un necat, nu știu. Deci la asta poți să trebuie. Alimentarea asta cu energie la dispensar și toată treaba, ce costurile noi? 33.000 de lei toată lucrarea. Suportată din bugetul comunei. Proiectul presupune aducerea curentului până la limita de proprietate.
Deci de proiectul tot ce înseamnă instalație electrică în clădirea aia, da, până la limita de proprietate unde ești obligat să-ți duci contorul, e pe cheltuiala pe proiect. De la limita de proprietate până în transformator, este o lucrare suplimentară pe care trebuie să o facem, să o suportăm noi, pentru că nu avem de unde să știe proiectatul dacă ține. Eu unul a spus, asta e rețeaua mea, vrei curent 380, trebuie să îndeplinești condițiile astea. Să-ți duci curent. Dar cine a fost cu ideea de a fi centrală electrică acolo? Și este decizia proiectantului. Proiectantului. Și ați avut discuții și cu doamna cu medicul de familie? Referitor la chestia asta, păi da, vă dați seama că mă fi să termine și să se mute dânsa acolo? Da, nu aș vrea să nu aș vrea. Acolo sunt mai multe, sunt mai mulți conturi. Pentru energie electrică care folosești la iluminat. Acolo se pară, doar pentru încălzire. Să folosești o tensiune, ca vreo care e. Corect. Da, da, așa cum e. Noi, odată ce aprobăm proiectul ăsta, cei 33.000 de lei, să regăsesc în buget? Să regăsesc banii ăștia în buget? I-ați prevăzut deja? Păi e de la părintele. Nu mai bine. Ok. Așa s-au pus acum, am trecut când i-am prevăzut și nu mai ajuns. Hai să pune la vot. Cine este pentru? Cât avem pentru? 10, 4, 5, 6, 7, toate 8, 2, 4, 2, 7. 7, 8. Oportunității realizării obiectivului de investiție, reabilitare drumuri comunale în comuna Clădești Bacău. Domn primar, pe Consiliul și CNI-ul ăsta să fie prin cu semnul întrebării, nu știu dacă o să mai prindă. Vă schimba, da, dar puteți să vă schimba cu camereon, nu e vorba. Nu pe cum, nu. Ce mai cheamă cu orașul, dar unde am iată. Da, și-a schimbat cu mamă. A zis, iar nu puteți să vă abțineți. Ar și dreapta din toate. Arătați pe partea domnilor. Deschide ușa. Revedeți la partea, lăsați. Unde aveți ușa deschis? Să pune la vot. Hai ca să mă întindim. Cine este pentru? 4, 5, 6, 7. 7 pentru? 8. 7. 7. Cum? Abținerii, mă. Da, vedea. 3. Deci avem 8 pentru. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Abțineri. Bolog. La Zicarina. Și cu 15. Și mai cine? 15. Și doamna Antina? Da. Așa. Ardeșul. Toate de noi sunt doamne de excelență. Și la divină. La reprezentație. Vreau să vedea 50 de ani, contează la semnă. Ultimul proiect pe organizare. Ai lucrat doar la urmă. Da, bine. Nu mă femeie. Haideți! Proiectul hotărârii privind inițierii demersurilor pentru realizarea nomenclatorului stradal și a... Nomenclatorului stradal și a numerării stradale în satul Brăgești, cum la privind pentru acolo. Lăsați-mi urmă, Brăgești, pe normal dacă vreți. Eu nu am șef, eu sunt președinte de partid. Nu mă supun. Voi sunteți supuși. Eu
nu. Suplimentarea, o să îi zic, o suplimentare. Păi, cum dar de fost suplimentarea la profesor? Da. Cine este de acord cu cadrul didactic și banii pentru cadrul didactic? Toată la nimic. La DBS. La DBS. Am și eu. Domnul președinte, mă spui și la DBS. Jumă, dacă asta nu zice, ca să libera școala. Majoritatea dintre noi au mașini cu o mașină. Va fi plăcere că joi, la ore 12, în sala de festivități a Comunei Brăjești, se va semna contractul de lucrări pentru refacerea drumului județean 207D de la Traian până la Dăminești. Prin urmare, vă invit să participați la semnarea acestui contract. Sperăm că a venit momentul când drumul ăsta va fi refăcut din temelii. Adică nu reparat, nu format. Vă invit la să participați la semnarea contractului de guvern cu cel care a câștigat licitația. Și fiind joi, joi, la ordine 12. Umbrele. Nu sunt întrebăți. O societate destul de puternică. Umbrele. Care sperăm ca într-un timp record. Care e ăla record? Păi, un an de zile obligatoriu. Cel mult un an de zile. Da. Alte... Alte... Asta e școala la viață, rezolvat treaba acolo, domnul primar. Din informația pe care n-am de la domnul viceprimar, s-au rezolvat. S-au rezolvat. S-au rezolvat? Da. Când doriți, putem... Oamenii au nevoie. Să duceți două, 8.000 acolo. Bun, când le-am dus, sunt acolo. Și niște bănci acolo să le-am dat. Sunt acolo bănci acolo. Decizia Consiliului Local este legea. Asta e ironia de la partea.